ce poți să-mi explici mai mult de atât? Ce, că m-ai înșelat? Cu noroi în mine mereu. Ce poți? Asta meriți. Să te saturi. Să te saturi, na, să te saturi. Bravo, mai tare. Hai. Spune-mi ce s-a întâmplat. Ce ți-a făcut Oana, mamă? De ce ai ajuns așa? De ce? M-a înșelat, mama. Nu cred așa ceva. Cum mă poți să te dai la prietena, la iubita celui mai bun prieten al tău? Ăsta a avut încredere în tine. Eu? Ăsta s-a plâns. Ăsta ți-a spus tot. Serios în momentul ăsta sau mă luați la mișto? Serios. Ai venit tu acum să-mi dai mie explicații și să-mi dai mie lecții de viață, nu? Păi e și normal că sunt taică tu. Erai ultima persoană de la care mai aveam nevoie de lecții de viață. Și tu e fraier. Ai înțeles? Adică e fraier. Vezi? Cum adică e fraier? E fraier din toate punctele de vedere. Spune-i mă adevărul, mă. Spune adevărul că nu mai poți să o ții mult așa. Până la urmă tot o să afle. Și pe tine cade, mă, pe tine cade. Mi-am spus mame pentru că nu vreau să rănesc. Pentru că eu o iubesc pe mama. Da, eu nu sigur. Sunt ca tine. Nu mă interesează banii. La baza formării unei familii trebuie să existe încredere. Încrederea în partenerul de viață, dar și în copiii pe care se presupune că i-ai crescut într-un adevăr, dar și cu multă dragoste. Doar că atunci când te aștepți mai puțin, poți fi trădat și înscris pe o pistă greșită exact de cei apropiați. În astfel de momente, dezamăgirea este atât de mare încât toată viața ta, alături de familia pe care ai iubit-o și în care ai investit, ți se va părea drept o mare minciună. Dragoș și Georgiana Istrate împreună cu copiii lor formează o familie frumoasă și înstărită. Domnul Dragoș deține o firmă de transport și este preocupat de menținerea unui standard de trai ridicat pentru familia lui, iar doamna Georgiana, în afară de serviciul de funcționar public, și-a dedicat toată viața creșterii copiilor ei, Andrei acum în vârstă de 25 de ani și Roxana Mezina de 22 de ani. Cum doamna Georgiana urmează să împlinească venerabila vârstă de 50 de ani, Andrei simte nevoia să-și exprime dragostea și respectul față de mama lui, cumpărându-i un cadou pe măsură. Am și eu o rugăminte, dacă poți să mi-arăți și mie o bijuterie mai specială. Știi, mama împlinește 50 de ani și vreau să îi ofer un cadou pe măsură. Am înțeles. Acum depinde și de buget, că noi avem aici de toate felurile, toate modelele. Buget fără limită, nu contează, e mama și pentru ea orice. Am înțeles. Tânăr, frumușel și cu bani. E fix ce-mi trebuie. Păi, ce să zic? Dacă este vorba despre mama ta, da. Ceva semnificativ ar fi așa cu inimioară, înunțișor, adică din dragoste. Da. Frumos. Și aș mai avea, sunt mai multe, nu știu, mai multe modele, poți să te uiți. Acesta îmi place mai mult, sincer. Da. Este un set. Da, este și cu cerceluș. Da, cred și că chiar, îi s-ar potrivi mai mult. Da, chiar cred și eu că îi s-ar potrivi. Tu ce părere ai? S-ar plăcea să primești? Adică, crezi că e o idee bună? Da, că e tot așa din dragoste, cu inimioară. La asta și mă gândesc și eu. Da, mi se pare ok. Mai am și așa, dacă vrei să-ți arăt. Îți iau de aici să vezi? Da, acela cu negru, pentru că mamei îi place foarte mult negru. Din prima clipă când am văzut-o, mi-a plăcut mult fata asta. Uite, și ăsta ar fi ok, zic eu, floricică așa. Da. Nu știu, acum alegi ce-ți place și ce consideri tu că ar fi. Cred că e mai ok acesta. E mai ok. Da, pentru că ți-am spus, mamei îi place foarte mult negru. Am înțeles. Da. Da, chiar e îmi place bună, și mie, nu? Da. Se vede că e o fată serioasă, e frumoasă și e fix ceea ce-mi trebuie mie. Lucrezi aici sau este magazinul tău? Lucrez aici. Păi și crezi că am putea ieși la o cafea? Da, de ce nu? Ești după liberă? Serviciu. După serviciu. Perfect. Acesta rămâne. Ok. El singur a zis. De ce să nu profit? Tânăra pe care tocmai ați cunoscut-o se numește Oana. Bănuind că tânărul client dispune de finanțe, a acceptat fără să clipească invitația la cafea. De aici s-a născut o poveste de dragoste între cei doi și o relație frumoasă, care timp de un an s-a consolidat. Doar că într-o zi, vraja din relația lor, așa cum a apărut, așa a și dispărut. Te rog frumos, în momentul ăsta, dacă nu vrei tu, te ajut eu.
Păi uite, nu mi-arunc hainele, te rog frumos. Astea-s boarfele cu care ai venit, cu astea dar pleci. Dar nu sunt boarfe, sunt deși, hainele mele, te rog frumos. Deși ar trebui să ți le opresc, că și astea majoritatea sunt luate din banii mei. Păi, dar de ce nu-mi dai voie să-ți... Hai, ia-ți-le și pleacă! Sunt cu Ana împreună de un an de zile. Credeam că este femeia perfectă, dar se pare că m-am înșelat. N-ai ce să-mi explici? Ce poți să-mi explici mai mult de atât? Ce, că m-ai înșelat? De ce arunci cu noroi în mine mereu? Ce poți? Asta meriți! Asta meriți! Asta meriți! Da, să arunc cu noroi. Și încă, dacă mă mai enervez mai tare, nu mă forța să ajung și la violență, că nu vreau. Adică cum, mă ameninți sau cum? Nu te ameninți, doar îți spun. Îți iei boarfele și pleci? Vrei să ajungi mai mult? Ce vrei, să plec la mașină? Vrei să te duc eu acasă? Da, ce vrei să-mi explici? Ce vrei? Ce ai de spus? Spune-mi, ce ai de spus? De ce sunt nervos? Pentru că am prins-o că mă înșeală. Cum să ierți și cum să accept așa ceva? Da, până la urmă orice om greșește. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fac așa cu mine. M-ai luat de prost, ai bătut joc de mine. Nu vezi în ce situație m-ai adus? Ce mai vrei să-mi explici? Nu mi-am bătut joc de tine. Ba da, Oana, ți-ai bătut joc de mine. Crede-mă, nu mi-am bătut joc de tine. Dar cui oare-i vina? Nu mi-am bătut joc de tine. Nu, de ce nu mă crezi nu ți-ai bătut deloc. Dar de ce te ceri mereu așa cu mine? Pentru că asta meriți, femeia, asta meriți, tu asta ai căutat. Doar asta ai căutat. Banii la mine și atât. Și sunt mai trădat. Asta e, n-am ce să-ți fac. Hai, îți iei hainele că dacă nu te arunc cu ele afară. Hai, le iei? Păi le iei? N-am timp de tine. Îți iei bagajele și pleci sau nu? Mă mir că n-a văzut fratele meu până acum. Se vede clar pe fața ei ce fel de persoană e. Joacă la două capete. Poți-le iei? Te ajut eu. Te rog frumos, nu-i problemă. Haide, haide, haide. Te rog frumos, uite-le. Astea-s hainele. S-a ajuns prea departe. Să mă dea afară din casă să-mi arunce hainele, nu pot să cred așa ceva. Să te satur! Să te satur, na! Să te satur! Bravo, bravo, mai tare! Hai, mă, ascultă-mă! Și tu cu telefonul, lasă-l imediat jos, cobor acum la tine! Lasă-l imediat jos! Dacă postezi aia undeva, îți spargi telefonul ăla! Eu am mirosit-o de la început pe Oana. Și mi-am dat seama că nu e pentru fratele meu, dar na. Astea-s hainele tale, mă. Uite, nu asta meriți. Nu le mai te rog frumos. Doar cârpe, atât. Te rog frumos, de ce arunci hainele? Uite. Calmează-te. E chiar culmea să-mi arunce el hainele pe geam. La așa ceva chiar nu mă așteptam din partea lui. Doamne, ce situație. Înșelat de Oana, Andrei este devastat și transformă despărțirea într-un circ monstru, surprins de doamna Istrate, care tocmai ce se întoarce de la serviciu. Când am intrat în curte și am auzit ce balamuche și când am văzut rufele alea împrăștiate și agățate, Doamne, am intrat în pământ de rușine. Asta, ai prins-o, gata? Asta e afară. Oprește-te, am zis. Afară din casă de la mine, imediat. Ce se întâmplă, măi, mamă? A venit la noi în casă. Nu plătește chirie, nu plătește mâncare, nu face nimic. Pe bune, fiu profitoare. De ce? Te rog frumos, nu le mai aruncă. Hai, ia-ți-le în brațe și pleacă cu ele, hai. Stai, te rog frumos. Haide, haide, că n-am timp de tine, mă. Măi, de ce le arunci? Haide. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă hainele astea? Ale cui sunt astea? A prins-o pe Oana! Cum v-am spus de la început, măi? Cum adică a prins-o? Ce vrei să spui? Să aude de la un kilometru! Doamne, ce înseamnă? Măi, stai să-ți filmezi și reacția ta! Măi, mamă, vino încoace! De ce s-a creat aici? Eu chiar nu pot să cred în ce situație am ajuns. Îmi este mie rușine de ce se întâmplă acum. Sincer? Bine că scăpăm de ea, pentru că e o profitoare. Vine în casă, mă! Afară, Doamne, Dumnezeule, Doamne, Dumnezeule! Afară, te rog frumos! Hai, mă, mișcă-te, că nu trag de tine! Bă, lasă-te de mă, bă, lasă-te mă, că-ți-i spate! Hai, mișcă-te! Mama, mama, nu te băga! Nu mai brusca cei cu ea! Explicați-mi ce s-a întâmplat! Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Băi, lasă telefonul că ți-ți bată zic! Ce s-a întâmplat? Lasă-mă că știu ce fac! Lasă-mă că știu ce fac! Pleacă de aici! Hai, mișcă-te! Oana! Ce s-a întâmplat? Oana! Te rog frumos, ia mâna de pe mine! Haide! Nu mai trage! Asta m-a întrebat. Sora lui chiar a nebunit de tot. Da, interesul meu e să fac bani din orice. Și dacă asta e la mod acum, de ce să nu filmez? Andrei, mamă, ce vrei? Lasă-mă, lasă-mă să te aud, vreau doar să-mi explici. Ce s-a auzit, mamă, lasă-mă în pace. Ce s-a întâmplat? De ce ai dat-o afară, Andrei? Lasă-mă în pace. Eu peste așa ceva n-am cum să trec. Și-a bătut joc de mine și nu pot să o iert. Eu trebuie să aflu ce s-a întâmplat între ei și să-mi ajut băiatul. Ce faci, Roxana? Transform suferința fratelui tău în material de senzație pe TikTok? Oana a fost alungată din casă în cel mai josnic mod, iar doamna Istrate, luată prin surprindere de această despărțire tumultoasă, este firesc să își reechilibreze băiatul. Au trecut câteva zile după alungarea Oanei din casă și Andrei suportă tot mai greu trădarea iubitei, drept pentru care cade în patima băuturii. Oana!
Oana! Ce facem asta? Oana! Oana m-a distrus. Și eu nu i-am făcut niciun rău. Ce faci, mă, aici? Vino. Mă, ce faci aici? Ce faci? Dar tu ce faci aici? Asta te întreb. Ce vrei de la mine? Veni să te văd. Să mă vezi? Da. De ce? Am între noi Oana, totul s-a încheiat. Că... m-ai dat afară din casă acum? Vii să mă cauți pe la bloc sau ce? Ia zi, e la tine, nu? Care e problema ta, dacă e la mine sau nu? Care e problema ta? Mea? Da, e problema ta? Între da, noi doi s-a problema tot. Mea. Între noi doi s-a încheiat tot. Cum să se încheie, mă, Oana, că... Ce? Zi, la tine, nu? Dar care e problema ta? Te rog frumos să mă lași în pace. Îți place în ce situație da? Mi-ai adus? Așa e în viață. Unii pierd, alții câștig. Iar el de data asta a pierdut. Da, păi din cauza cui? Din cauza cui? A? Din cauza ta, că m-ai dat afară din casă, am plecat și asta a fost. Ce mai vrei de la mine? Și tu n-ai nicio vină pentru ce ai făcut, nu? Ce că ai distrus o familie. Ce mai vrei de la mine? Dacă m-a ales pe mine, înseamnă că sunt bună, nu? Păi și nu te gândești, mă, că ăla are familie, are copii? Și dacă are ce? Care e problema ta? Spune. N-ai niciun fel de remușcare, nimic. Andrei, care e problema ta cu cine sunt eu? Spune. Nu am nicio remușcare. M-ai dat afară din casă, mi-ai aruncat hainele, ce mai vrei de la mine? Păi asta meriți, mă, tu, asta meriți. Asta merit? Da. Asta merit? Și sper să te lase și prostul ăla. Și sper să mă lase? Da. Dar nu-i problema ta dacă mă lasă sau nu. Te rog frumos să nu mai vii pe aici, că pun poliția pe tine. Ba da, o să mai ai vin. Ai înțeles? Și tu o să plătești pentru te ce ai făcut. Te rog frumos să nu mai vii pe aici. Eu atât îți spun. Nu mai e nimic între noi. A fost ce a fost, gata, s-a încheiat tot. Ai bătut joc de mine. M-a distrus și pe mine. Și toată familia mea. Ți-ai bătut mă joc de mine când îți dădeam bani, îți plăcea? Te rog frumos să nu mă atingi. Da? Să nu te ating? Da, să nu mă atingi. Când îți dădeam bani eram bun. Când eram când îmi dădeai bani erai bun? Da, da de ce că luai de la tatăl tău bani? Lasă că îți dă el acum mai multe, nu? Tu n-ai nimic. Pentru bani stai mă cu el, pentru bani stai mă cu el. Nu e problema ta pentru ce stau. Nu e problema ta pentru ce stau, te rog frumos să nu mai țin că ne aud vecinii. Și ce mă interesează mă pe mine de vecini? Te rog frumos să-ți vezi de treaba ta. Stai să vorbim. Lasă-mă în pace, ți-am zis dă-mi drumul la mână. Și lasă-mă în pace. Dă drumul. Du-te mă de aici. Apucături de golan. Fără tatălui, Andrei ar fi fost un zero. Nimic. Golanul ăsta, așa cum îl numești tu, Oana, te-a iubit. Andrei pierde controlul și asta pentru că trădarea Oanei pare să aibă implicații mai mari decât știm în acest moment. Dar toate la timpul lor. Deocamdată, mama lui Andrei este cea mai afectată de suferința băiatului ei. Ce faci, mama? Andrei, tu ai băut? Ce înseamnă, ce înseamnă asta la tine? Ia, să văd. Stai așa, mamă, că mă dă rând. Coniac. Nu, nu. Ia, uite ce miroș. Ce-ai puțin, măi, Andrei, mamă, mă. Nu, nu. Măi, Andrei, nu, nu. Tu din băiatul cu minte, da? Nu știu ce se întâmplă, tu te-ai cam transformat. Ce se întâmplă de când te-ai certat cu Ana? Explică-mi ce s-a întâmplat între voi. Spune-mi, de ce ai ajuns în Oana? Hrănesc, Andrei? Oana, când l-am văzut pe Fimiu pe 7 cărări, mi s-au muiat picioarele. Numai Oana l-a adus în situația asta. De unde vii, mamă? Ce ai pățit, Andrei? Mamă, tu-ți distrugi viața din cauza unei fete. Puțin, am băut. Puțin ce? Nu trebuie. Tu ești un copil, ești mic. Ești mic pentru așa ceva. Când o să ai 40 de ani, ce faci? M-a distrus, mamă. Dacă acum... Ce Oana, s-a întâmplat? Mama, ce Oana. S-a întâmplat? Spune-mi ce s-a întâmplat. Ce ți-a făcut, Oana, mamă? De ce ai ajuns așa? De ce? M-a înșelat, mama. Nu cred așa ceva. Oana, să te înșele. Păi da, voi, vă făceați calcule să vă căsătoriți. Voi da, erați un cuplu da. Ideal. Cum să te... Mamă, eu cred că astea sunt... Nu. E doar în capul tău asta. Mama, i-am văzut. Amândoi. Amândoi. Care pe amândoi? Cu cine? Cu cine a fost în stare ea să facă... Mama, și credeam că e cel mai bun prieten al... Cum? Meu, Vladimir? Mama! Vladimir? Cel mai bun prieten al meu credeam că e și nu, uite ce mi-a nu, făcut. Nu cred că și Vladimir el, ți-a făcut așa ceva. Și Oana. Cu mama, cum? Mi-au distrus amândoi sufletul. Hai, mamă, liniștește-te. Și lasă-l încolo stai, și pe Vladimir și pe Oana. Indiferent dacă s-a întâmplat așa, eu nu cred. Eu nu cred că s-a întâmplat. Mama, dar dacă s-a întâmplat, stai ușor. Dacă s-a întâmplat, mamă. Tu trebuie să fii un copil cu minte. Dumnezeu sunt, ne ajută sunt, să trecem peste orice.
Ascultă-mă, ascultă-mă, Andrei. Nicio femeie din lumea asta, știu că mă iubești tocmai de ascultă-mă. Și pe ea o iubesc, mamă, și pe ea și pe el îl iubesc. Nicio femeie din lumea asta nu merită să faci asemenea lucruri pentru ea. Mama, dar și ăla cu care m-a înșelat, mama. Cine e ăla? Spune-mi cine e ăla. Ăla, mamă. Cine e ăla, mamă? Spune-mi mie să te ajut. Dacă tu nu-mi spui cine e, ce-a făcut, ce s-a întâmplat, eu de unde să știu? Andrei, stai, Andrei, că mă dai și pe mine jos. Hai să mergem, lasă că îmi spui altă dată. Hai să mergem în casă. Acum înțeleg de ce este atât de răvășit. Normal, Vladimir, cel mai bun prieten al lui, omul pe care noi l-am primit în casa noastră, la masa noastră. Andrei, stai, mamă, că tu ești Dita mai bărbatul. Au! Andrei, stai așa, stai să nu te rănești. Roxy, vino și ajută-mă. Vai, Andrei, stai aici acum, stai așa cu mami că vine să ne ajute. Ce să te ridic, ai 100 de kilograme, ești Dita mai bărbatul. Andrei, în ce hal ai ajuns? Ce faceți, mă, ce cu gălăgia? Vino și ajută-mă. Vino și ajută-mă, uite în ce hal s-a îmbătat. Stai că n-am telefonul, asta e. Vino tu, filmarea de senzație. Vino, domne, ce-ți arde de telefon, tu-l vezi pe frate. Ce e pentru tine? Te ajut din cauza unei femei, nu ți-e rușine? Haide, te ajut cu o singură condiție. Roxy! Îmi dai, vino să-l dai niște bănuți? Ce bănuți? Mai fată, îl ajut sau nu? Nu te ajut. Țara arde și fimea se piaptănă. Acum când eu sunt într-o tensiune de nu mai știu de capul meu, ei arde de filmări, de bani și de tot felul de tâmpenii. Îți dau și bani, vino cu ace. Hai repede, vreau că dacă vine tactul... Nu știți câți bani făceam? Măi, lasă-l încolo de telefon, vino cu ace, că uite, îi se face rău băiatul. Hai, Andrei, ridică-te. Andrei, hai mamă, hai să mergem în casă. Andrei, hai, ridică-te. Sus. Hai, ia, nu vezi ce fac? Deci nu-mi vine să cred, Roxana. Lupt cu măgădania asta mare. Aolo, ce greu ești. Aolo, ce hal este, doamne. Dacă vine taică, tu ne bate, ne omoară în bătaie pe toți. Maica mea întotdeauna a făcut diferențe între mine și fratele meu. El e sufletul ei, puiul ei. Uite puiul ei ce a făcut. A venit acasă pe 7 cărări. Fac diferențe, pentru că Andrei întotdeauna a fost un copil liniștit, ascultător, foarte cu minte ca și băiat. Ea este capul răutăților. Doamne, ce mi-ați făcut? Ce mi-ai făcut tu mie? Ce ți-am făcut? Ce ți-a făcut frate meu? Că nu știu ce ți-a făcut frate meu? Nu vezi? Tot timpul puiul mami, el e cel mai bun, eu sunt oaia neagră, dacă aduce el pe cineva în casă e bine, e primit bine, dacă aduc eu nu... Tot ce are legătură cu mine, mereu l-ai preferat nu pe el. Nu este adevărat. Uite, preferatul tău. Prefer, ce face? Și cu cine se încurcă preferatul tău, scump și drag? Păi eu de unde să știu, mamă? M-am băgat eu vreodată în treburile voastre. Și cu el, și cu tine m-am purtat la fel. Și tu ai venit cu un băiat. Chiar dacă nu mi-a plăcut, eu am fost de acord. Trebuia să-ți dai seama. Am considerat că tu îl trebuia placi. Trebuia să-ți dai seama. Din ce familie provine tipa asta? Din ce familie provine? Mamă, nu dintr-o contează. Dintr-o familie săracă, toată ziua, cu fustiță scurtă, cu decolteu la vedere. Păi ce a venit să facă parada modei în casa noastră? Păi nu e rușine? Și ce legătură are asta cu felul ei de a fi? Nu? Curățenie nu? E sursa. Proastă de sursa care strânge după ei, nu? Nu este adevărat, da? Uite că... Eu am tratat-o, după urma voastră, a familiei mele frumoase și dragi. Asculți, am tratat-o frumos, că așa trebuie. Așa te-am educat și pe tine și pe el. Când vine cineva la noi în casă, îi tratăm cum trebuie. El a spus că o iubește, el a spus că vrea să căsătorească cu ea. Ce voie să fac? Ia uite ce a făcut iubirea. Ce voie să fac? Uite ce a făcut iubirea. Tata i-a spus, eu i-am spus, toată lumea i-a spus, femeia asta nu e pentru tine. De, își merită soarta. Dacă a luat-o din club. Mamă, îmi pare rău, dar e numai vina ta pentru starea în care este fratele meu. Acum lăsând gluma la o parte, umorul și tot ce vrei tu. Nu ba este vina mea, mamă, este vina lui Vladimir, cel mai bun prieten. Cel mai bun prieten Vladimir? Al lui, al vostru. Păi ce, i-a dat Vladimir să bea sau ce? Nu i-a dat Vladimir. Vladimir s-a amestecat în relația lor și de-aia a ajuns așa el. Cum adică? Îți dai seama cât suferă. Cum? Cel mai bun prieten, Oana? Venind în casă la Oana noi. Oana l-a înșelat cu Vladimir? Da. Băi, frate, ai dormit pe tine? Lasă-l. Așa prost ai fost? Lasă-l, că sub nu mai ochii are sens tăi? Acum. Chiar așa? Ce-ai făcut? A dormit pe el, cum doarme de obicei, fiul tău cel bun. Și răsfăța. Se putea întâmpla oricui, dar așa ceva chiar că nu, nici n-aș fi gândit vreodată.
Chiar Vladimir? Vladimir a fost invidios tot timpul. Noi avem casă, avem mașină, avem o situație bună, normal, el nu are nimic din toate astea. Relația de frăție dintre Andrei și Roxana este una disfuncțională. Mercantilismul și egoismul Roxanei sunt de condamnat, mai ales într-o situație de criză ca aceasta, în care mama ei trebuie să ia atitudine și să tranșeze răul provocat de Oana și cel mai bun prieten al lui Andrei. Sărmă, doamna Janina, ce faceți? Nu-mi vine să cred! Cum o să rămână? Și mai și râzi! Mă, ție nu ți-e rușine să vii la poarta mea? Mă, tu chiar ai tupeu? Deci m-a luat măsaca din oală. Nici nu știu ce să zic. Doamne, ce aveți? Ce te uiți? Ce te uiți? Păi... Cum poți să mai apar, mă, la poarta mea după cât ai făcut? Da, ce-am făcut? Nu ți-e, mă, rușine? Așa, mă, te comporți tu cu prietenul tău? Că mi-e rușine, mi-e rușine de dădita mai bea. Doamne, dar n-am făcut nimic, ce aveți cu mine? Că n-am făcut nimic. Cum, mă, ce-am cu tine? Păi... Cum ce-am cu tine? Crezi că eu nu știu? Cum, mă, poți să te dai la prietena, la iubita, celui mai bun prieten al tău? Ăsta a avut încredere în tine. Eu? Ăsta s-a plâns. Doamne, vorbi serios în momentul ăsta sau mă luați la mișto? Că nici nu știu ce să cred. Cum adică să... Mă, de proastă. Mamă, nu care recunoaște, mă? N-am ce să recunosc. M-a trebuit să-și cer scuze pentru cât ai făcut. Ăla zace mort de beat, ăla suferă, ăla poate să facă orice prostie. Clar că n-avea nimic, vă minte. Cum cine știe ce nimic? Vrea să facă. E iubita și el n-are nimic? Eu știu că adevărul este dureros. Dar cu ce sunt eu de vină? Că n-am făcut nimic. Eu de-abia acum mi-am dat seama. De asta venea el toată ziua bună ziua la noi în casă, pentru că avea ceva cu iubita lui Fimiu. Doamne, nu i-am luat nimic, vorbește cel mai serios. Doamne, ferește, cum să fac așa ceva? Măi, băiatule, tu chiar îți bagi joc de mine, măi? Mă, dar din respect. Doamne, dar cum v-ați gândit la treaba asta? Sunt ca mama ta. Măi, băiatule, cum nu mai găseai altă femeie, mă? Doamne. Asta era singura femeie pe care puteai să o placi și să te întâlnești cu ea. Asta zic și eu că nu. Ce să zici, mă, și chiar nu stau după... Adică chiar nu-mi place Oana, n-are nicio treabă. Cum, mă, nu-ți place Oana? Nu. Adică ăsta te-a prins cu ea în mașină? De ce te-ai întâlnit cu ea? Ce făceai acolo tu? Pentru ce te-ai fi întâlnit tu cu Oana dacă nu-ți plăcea de ea? De ce nu te-ai dus la el să-i spui, băi, băiatule, uite ce-ți face iubita. Tu o ceri în căsătorie, tu ai încredere în ea, vrei să faci o familie cu ea. Băi, băiatule, ești prietenul meu, îmi pasă de tine, nu face, că nu merită, uite ce face, să dă la mine. Ai fi zis tu, da? Nu ți-e rușine, nu ți-e rușine, nu. Așa spuneți toți. A, păi ea s-a dat la mine, ea este cea care, eu nu. Acum fie vorba între noi, Oana nu e nici frumoasă, nici deșteaptă, nici bogată. Eu nu înțeleg cum le-a suci mințile ăstora doi. Nu, eu n-am cum să las lucrurile așa. Andrei m-a băgat la mijloc și trebuie să-mi dea explicații și mie și lui maică-sa. Indiferent cum ar fi fost situația, tu trebuia să-i spui prietenului tău cel mai bun. Ai înțeles? Să nu te mai prind la poarta mea, nesimțitule ce ești, să-ți fie rușine. N-au zis că n-am făcut nimic, o să vă pară rău că ați vorbit așa cum cu mine. Cum adică n-ai făcut nimic? Adică băiatul meu minte. Cum, mă, când ei își făceau planuri să se căsătorească? Doamnă, cum, mă, dacă pot aveți să probleme așa și ceva? Nervi, rezolvați-vi le acasă, dar nu vi vărsați pe mine, că eu chiar nu v-am făcut ceva? Nimic. Nu-ți bate joc de mine, să nu te mai prind la poarta mea și să nu mai, te rog, și părinții tăi, cu toate că am fost foarte bun prieten, nu mai au ce căuta aici. Ce să mai? Orice ea zice, e chitită pe mine. Mai bine plec și-mi văd de treaba mea decât să-mi dea vreo palmă. Nu mai vreau să știu nimic ce de voi. Ce părinții mei ce aveți? Prietenii nu-și fac așa ceva. Și pleacă acum. Să nu te mai văd și să nu mai audă tine. Să-ți fie rușine pentru tot ce ai făcut. Mama lui Andrei și-a impus tranșant punctul de vedere în fața lui Vladimir, convinsă fiind de vinovăția lui. Tot mai furioasă și mai îngrijorată de starea fiului ei, doamna Istrate simte că nu mai face față și cere ajutorul soțului ei. Eu nu mai pot, eu sunt păjar. De când copilul ăsta este în halul în care este, eu nu mai pot. Nu mai pot să mai mănânc, nu mai pot să dorm, nu mai pot să fac nimic. Și tu stai și frecăcești la niște geamuri. Acum asta o fac, ce vrei. Dar e vina mea, eu i-am explicat situația. Ce tu, acum gata, eu sunt de vină că s-a întâmplat chestia asta. Stai puțin, nu ești tu de vină, da? Păi nu sunt normal. Nu este nimeni de vină, atunci cine este de vină? Că acest copil a ajuns în care, băi, în halul în care a ajuns. Nu consider că ar trebui să stai și tu de vorbă cu el? Să vezi ce se întâmplă, ce simte, ce vrea, ce a făcut, ce adres. Nu, nu, pleci, vii, pleci, vii. Zici că nu e casa ta, zici că nu sunt copiii tăi. Eu nu mai pot. Mă lasă vorbesc și eu frumos. M-am implicat destul. I-am explicat, i-am dat povețe, l-am ținut cu bani, l-am ajutat, l-am sprijinit. Păi cu banii?
cu banii, cu tot ce pot eu tu. Mai mult pentru că am... Dar vorbește, băi, mamă, și tu cu el. Eu chiar sunt îngrijorată pentru Fimiu. Am înțeles, o zi, două, o săptămână, două, dar nu se mai termină. Chiar trebuie să făcut ceva. Fimiu nu e un copil de bani gata, că n-am chiar așa mulți bani de dăm pe afară. În fine, i-am făcut toate poftele, dar e răsfățat, e mai mult cocoloșit de măsa. Vorbește și tu cu el și vezi ce are pe suflet. Vezi și tu ce trebuie făcut. Vezi și tu în ce hal este. Eu i-am explicat că fata asta nu e de el. I-am explicat, bine, mersi. Și ți-am mai zis și ție. Dar tu l-ai mămoșit. Tu toată viața ta. Eu l-am mămoșit pentru că e copilul meu. Când eu îl certam, tu îi luai apărarea. Tu îi dădeai bani pe furii și așa mai departe. Adică uite cum a ajuns dacă l-ai ținut așa în puf. Eu de unde să știu că se va întâmpla așa? Am crezut și eu că este o fată cu minte. Am crezut că e o fată nu foarte, nu cu o situație foarte bună. M-am gândit că îi va fi bine la noi. Tu știi cum sunt eu, da? Am înțeles, știu că tu săraca de tine și cu casa acolo. Pentru copilul nostru am vrut să fie bine. Tu nu știi ce înseamnă viața asta. Tu nu-ți dai seama de fufele astea. Să-mi dau eu seama, mă. Eu am amărâtă, eu am mirosit-o de când am văzut-o prima dată. Că e una pe interes. Păi tocmai de asta am zis că poate dacă e amărâtă și vede că noi oferim o viață frumoasă, nu se mai duce să caute nimic în altă parte. Eu i-am zis chestia așa, asta. Eu am încercat să-ți dau și ție de înțeles, dar așa, tu nu. Tu ai ținut cu ea. Tu la început ai zis, mamă dragă, nu, că nu știu ce, ne pregăteai de nuntă, tu gata, o vedea. Eu din experiența mea de bărbat, pentru că lucrez la firma care lucrez cu o grămadă de oameni și știu și am întâlnit și femei și bărbați. Știi și nu știu ceva? Ce... Nu mai au sens discuțiile astea. Eu doar ți-am spus că te văd nepăsător. Parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Mie mi s-a cam acrit de situația în care sunt, de familia asta mea. Toate problemele mi se sparg în cap, numai mie. Da, de acord. El a fost împotriva Oanei. Eu am fost pentru ea. Dar dacă a fost să se întâmple așa, ce să facem acum? Să lăsăm lucrurile în halul ăsta? Ia-l și tu. Ia-l și tu la firmă. Dă-i ceva de lucru. Nu știu, să-l scoatem din starea asta. Să-l iau la firmă? Păi nu pot să-l iau la firmă. Ce să facă? Ce să facă el la firmă? Cum ce să facă? La Dita mai firma, să nu are ce să facă. Nu, e încă, pentru că el nu are o experiență suficientă de viață. Prin ce s-a întâmplat acum, s-a lovit de problema asta. Ai, și o să domânească experiență. Meu. Și nu pot să-l iau la firmă pentru că nu pot să-l protejez. Oamenii mei de la firmă muncesc. Așa, păi și ce să-i fac? După aia o să am eu probleme. Dai și lui mai ceva de lucru, ceva o fi și el în stare să fac. Păi ce facem? Îl lăsăm așa să se autodistrugă? Tu nu vezi că fata asta i-a pus capac? Tu nu vezi că nu mai vrea să înțeleagă de nimeni și de nimic? Să-i fie învățătură de minte și nu mai cicălită, rog eu frumos. Nu, da? Eu nu te cicălesc. Eu vreau doar să-ți spun să iei și tu atitudine. O să ia-l iau, și scoate-l din starea asta. Stai de vorbă cu el. Nu știu, ia-l la tine la firmă, du-l în altă parte. Nu știu, fă ceva. Prima iubire, prima dezamăgire, Doamne ferește să nu se întâmple vreo tragedie. Cu ocazia asta m-am cam hotărât. Până aici am ajuns de familia asta și m-am hotărât să trăiesc eu de azi înainte. E copilul tău? Dar zici că tu nu ești din casa. Bine, drag, o să mă implic mai mult și o să fie ok, nu o să mai fie cu asta, o să-i treacă de băut. Acum lasă-l și el că își dă seama, oricum n-ai văzut că îi face rău la băutură? Nu o să poată să bea, să lasă, că nu o să, deci nu-ți fă grijă. Măi, mamă, copilul nostru nu mai stă să se gândească ce-i face bine, ce nu-i face. El a căzut psihic și trebuie să-l ajutăm. O să mă ocup și de chestia asta. Te rog frumos. Da? O să și dă-o naibii. Acum te duci și vorbești cu el. Dă-o naibii de mașină. După ce am și atâtea probleme pe cap, ai cu firma, cu toate alea. Și eu n-am probleme. Mai veni și voi. Păi tu trebuie să ai grijă de el, nu eu. Stai, bă, frate, puțin, că s-a produs o neînțelegere. Mama așa a înțeles ea din povestea mea și pentru mine a fost ok că a înțeles. Așa că am lăsat-o moartă cu ea ca să mă lasă odată în pace. Și te duci dacă tot ți-am dat și bani? Normal că mă duc, doar sunt surioara ta. Cea care te scoate din belele tot timpul, nu? Băi, dar chiar toată ziua stai așa? Deci după ce că vii atât de rar acasă, când vii stai pe canapea cu telefonul la toată ziua. Pe cuvântul meu, copiii ăștia au luat-o drazna de izbeliște. Toată casa e haotică aici. Băiatul tău a aflat de relația noastră. Ne-au văzut îmbrățișați în mașină. Și știi cum e băiatul tău, dacă îl cunoști, e copilul tău. Dar doar. Dar cum au aflat? De unde știi tu că au aflat? Păi a aflat, uite așa bine. Ne-a văzut împreună. Ia uite, bă, ce surpriză! Ce faci, tata, aici? Ce faci, mă, cu asta?
Băi, ce faci aici? Păi... Care-i problema ta, fată? Ce stai, vii așa pe scandal? Lasă-mă un pic, lasă-mă un pic. Cum adică? Deci, e tatăl ascultă... meu, care-i problema? Știi că sunt intrus-o. Ocupat mai mult cu afacerile, domnul Istrate abordează problema lui Andrei cu oarecare detașare. Dar oare nu credeți că o discuție sinceră tată-fiul l-ar putea ajuta pe fiul dumneavoastră să depășească mai ușor despărțirea de Oana? Alo, Andrei, ce faci, măi? Băi, trezește-mă un pic, că vreau să discut cu tine. Ce vrei, mă, și tu? Păi cum ce vreau? Nu vezi ce aici în casa asta? Ai început să bei... peste tot masticul. Hai mă, lasă-mă că nu-i problema ta că beau, eu mă lași. Păi cum ai că nu-i problema mea? Că uite, mi se spar toate în cap. Maică ta sare pe mine, că n-am grijă de tine, că nu discut. Ce mă interesează, mă, ce discuție ai tu cu mama? Rezolvați-le voi între voi, că nu mă interesează pe mine de ce băi, faceți nu voi. Nu e cazul să bei în halul ăsta. Băutura, indiferent de ce probleme ai, nu e o rezolvare. N-am nevoie de sfaturi de la un om ca el. Nici măcar nu mă pot uita în ochii lui. Serios, ai venit tu acum să-mi dai mie explicații și să-mi dai mie lecții de viață, nu? Păi e și normal că sunt taică, tu erai nu... Erai ultima persoană de la care mai aveam nevoie de lecții de viață. Tocmai tu ai venit să-mi dai păi mie... Păi eu? Păi cine? Că uite, maică ta sare pe mine, sora ta păi face mișto... Du-te mă, ce... tată, de aici și vezi de treaba ta că eu-s bine, n-am nevoie de nimic de la tine. Hai, du-te și lasă-mă în pace. Bine, să dar dorm. Să știi că dacă mai vrei să bei, așa? Nu mai bei aici. Ce vrei? Să primesc acordul tău sau ce? Băi, nu mai bei în casă, cel puțin să te mai văd eu, da? Păi camera mea fac ce vreau, băi, ce nu înțelegi. Băi, de ce ai înțeles, da? Te rog eu frumos. Ce să înțeleg, mă? Deci nu mai bei în casa asta și bagă-ți mințile în cap că asta nu o rezolvă. Lasă-le, am eu băgate. Hai, pleacă de aici asta că nu vreau să te văd. Ai înțeles? Bine. Am înțeles foarte discutăm bine. Discutăm altă dată, acum probabil că și Mahmur și Bea, da? Nu mai ce să discut cu tine, mă, pleacă-mă de aici. Bine, să ții minte că o să mai avem o discuție. Ai venit să strici starea mie. Ia uite-l, mă! Aș vrea să am curaj să-i spun totul în față, dar mi-e rușine de mamă. Cel puțin curioasă atitudinea lui Andrei despre propriul tată. În ultima vreme, Andrei s-a izolat și de părinții și de sora lui, fapt ce l-a ajutat să își pună ordine în gânduri. Hai de mai repede! Hai mai frate, repede, că iar mă vede! Ce faci așa? Iar mă vede puțin, că... maică ta! Și dacă te vede mama, ce-i cu ea? Ei, ce am cu ea? Păi, nu știi ce s-a întâmplat? Nu, cum ai putut, mă, s-o arunci și pe mine, mă? A. Bă, tu chiar nu ești întreg la minte. Mi-ai creat atâtea probleme pentru ce? Bă, frate, ce ți-am făcut eu ție, mă? Stai, bă, frate, puțin, că s-a produs o neînțelegere. Mama așa a înțeles ea din povestea mea și pentru mine a fost ok că a înțeles. Așa că am lăsat-o moartă cu ea ca să mă las odată în pace. Eu, unu, aș fi reacționat altfel. Dar, mă rog, e treaba lui, e familia lui. Ei știu cel mai bine ce au de făcut. Eu tot am încercat să-i spun mamei, dar chiar nu pot. Nu pot. N-am cum să o rănesc. Bă, nu e ok, mă, ce faci. Știu că nu e ok, deci bă, dar n-am okay ce să faci. Fac. Eu te-am sfătuit, ca pe fratele meu. Bă, frate, spune-i, mă, adevărul, mă. Spune-i adevărul, că nu mai poți să o ții mult așa. Până la urmă tot o să afle. Și pe tine cade, mă, pe tine cade. Că frate, eu știu, eu știu, dar nu pot să-i spun mamei, pentru că mama și așa are probleme și ea oricum suferă și dacă i-a spune, aș distruge-o cu totul, bă, frate, și nu pot să-i spun asta acum. Tatăl prietenului meu și iubita prietenului meu au o relație, iar eu ca fraierul am picat la mijloc. Da, adevărul e ăsta. Tata o înșeală pe mama cu Oana, fosta mea iubită. Să-i spun adevărul mamei acum... Aștepta în primul rând pe ea și pe mine, că nu știu, bă, e greu. Atâtea femei pe lumea și tactul ăsta, bă te ia de fraier în ultimul hal. Pentru că din atâtea femei pe lumea asta, s-a găsit soia fix pe asta ta. Bine, și vina ta, că ai băgat-o în firmă, că ai adus-o în casă atât de eu devreme, prost. După un an de zile de relație. Da, bă, frate. Da. Deci ai greșit. Eu am fost cel mai mare prost când m-am gândit eu să o duc pe aia la tata la firmă. Nu știu, bă, ce a fost în capul meu. Că, bă, dar nu m-am gândit, bă, tata să facă asemenea prostii, bă, tata, adică te gândești tu. Am greșit la aiba și drumul. Bă, deci mă uit, mă faci cu capul, bă, uite, hai, am greșit mă, și drumul. Că... Nu știu, deci ți-am zis, dar exclus să-i spun eu mamei. Deci nu nici nu concep să-i spun eu. Eu i-am văzut pe amândoi din greșeală. Și normal că am pus mâna pe telefon și i-am spus. Doar nu era să-i las așa, de capul lor. Nu mă doare că m-a înșelat ea. Mă doare că m-a trădat propriul meu tată. Și pe mine, dar și pe mama. Bă, haide să găsim totuși un plan. Păi și eu m-am gândit, bă, dar nu mi-a venit nicio idee.
Eu nu cred că te-ai gândit. Dacă ideea ta aia maximă a fost că s-o arunci pe mine, nu cred că te-ai gândit prea mult. Că nu cred că îți trebuie mult ca să te gândești la treaba asta. Da, uite, hai să o luăm pe sorta. Ce să fac, mă, cu sorta? Că ea este, ea este mult mai înfiptă și mai tupeistă asta ca tine. Asta da, 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 da. Și hai să facem un plan, un flagrant ceva, încât să-i prindă sorta pe Oana și pe taică tu, da, când se întâlnesc sau se pupă sau ce fac ei. Da, da, da. Și ca ea mai departe să ducă să-i zică lui maică ta. Și așa te-ai spălat și tu pe mâini, că n-ai știut. Poți să știi că nu, nu zici prost. Chiar e o idee bună asta. Gândește-te bine la treaba asta. Cum află, aia nu poate să țină gura. Aia dacă i-ar vedea și pe stradă, nu știu, așa de mână sau apropiația aia, s-ar duce și ar spune lui mama. Păi vezi, aia zic. Pă, bună idee, asta să... cu sormea chiar e o idee bună, ai dreptate. Aș vrea să-i spună și tu ai scăpat. Ai scăpat și tu, cumva... Cum să știi, și iau și povara după mine. Exact, bă, pentru psihicul tău o să fie ok, că bă, asta e, măcar nu i-am zis eu. Pentru că ești conștient că la un moment dat tot o să se ajungă, da, la treaba mă, asta. Nu vreau eu să că tactul, dacă a început cu treburi de-astea, nu se oprește aici. Adică el o să guste din fruct, o să-i placă, da, și deci așa o să fac asta din ce în ce mai des. Asta cu sormea e cea mai bună idee. Deci asta e cea mai bună idee. Mersi mult, bă, frate. Deci asta sigur. Bine, asta e ideea mea. Dar nu mă mai băga pe mine, pe țeamă, nu, frate, nu, că mai fac, fac singur de asta și promit că o să iasă bine. Iubind și având încredere în cei dragi, Andreea a ajuns să guste amarul unei trădări promiscuie. Cinismul lui Dragoș și lipsa de scrupule a Oanei sunt de neadmis, dar posibile, după cum se observă. De ce ești supărat? Păi cum adică de ce sunt supărat? Mai mă și întreb de ce sunt supărat? Să înțeleg că băiatul tău da are un motiv, dar tu ce motiv ai? Păi adică eu nu am motiv? Tu crezi că sunt... Cum ar fi? Tu crezi că sunt fraierul tău? Adică după ce că te-am apreciat, te susțin, știi ce am aflat? Acum am aflat că tu de fapt vii la noi în casă așa dezbrăcată, dezinvoltă, sexy, așa. Nu pentru mine, pentru Vladimir, prietenul lui Andrei. Păi tu ești chiar atât de prost, tu să crezi? Păi mi-a zis ăla, era supărat. Dacă vor... el e prost... Am auzit. Și tu ești la fel? Serios? Păi cum adică sunt la fel? Ce ai auzit? Păi nu ți-am zis că pentru el vii, am auzit. Băiatul tău a aflat de relația noastră. Ne-au văzut îmbrățișați în mașină. Și știi cum e băiatul tău, dacă îl cunoști, e copilul tău. Dar doar. Dar cum au aflat? De unde știi tu că au aflat? Păi a aflat, uite așa bine. Ne-a văzut împreună. Și ca să nu-i spună... Ți-a zis ție chestia asta? Da, că mi-a făcut un mare tamtam, mi-a aruncat cu hainele de pe balcon, deci mi-a făcut un mega circ. A spus și asta. Vrei să spui că el știe chestia asta și de-aia... Bea, de-aia... Da, din cauza asta. A aflat de relația noastră. Și ca să nu-i spună mamei, a băgat și el motivul ăsta. Cu Vladimir. Că deci, știi că el deci, este deci după mămica... Deci nu e nimic între tine nu și Vladimir. Nu e nimic, normal că nu e. Dacă ar fi fost ceva, mă mai aflam aici? Am o relație cu Ana. E tânără, e frumoasă și știe ce vrea. Pe mine mă interesează să-mi fac un viitor, că părinții mei n-au putut să-mi fac asta. Fii tu e fraier, ai înțeles? Adică e fraier, spuneți? Deci, cum adică e fraier? E fraier din toate punctele de vedere. Se ia după măsa, da? Da, stă la buzunarul tău. Băi, aici recunosc că aia a fost mai mămos, așa, știu, așa? Și măsa, na, s-a ocupat mai mult de... Păi, scuză-mă, acum ca să ieși în oraș trebuie să-i cer mamei bani? Cu o fată? Bine, oricum. Serios? Deci... Și ce vrei să spui? Că tu acum ai încercat să lovești sus de tot, adică... Adică? Fimiu a fost în așa o... Da, normal, eu pe tine te iubesc. Știi foarte bine că te iubesc, nu? Și mă atragi. Da, te rog eu frumos, lasă, nu cred, nu cred chestia asta. Nu mă crezi? Trebuie să îmi demonstrez mai mult. Păi o să-ți demonstrez și ți-am demonstrat, știi foarte bine, nu? Eu n-am nimic cu el. Eu am vrut doar să ajung la tine. Nu aveam cum să ajung. Știi că atunci când am venit să mă angajez, n-ai vrut să mă angajez, m-ai refuzat? Păi, și ca să ajung aici, a trebuit să ajung la el mai întâi. Băi, oricum... Nu? Și eu am avut ceva sentimente pentru tine și tocmai de-aia știu am văzut bine. Că... Dar aici e o mare problemă, să văd cum o să rezolv situația acasă. Da, asta o să vedem. În primul rând tu, că eu nu prea am cu ce să rezolv. Da, deci... Pentru o clipă am crezut că chiar mă înșeli. Nu te înșel, știi foarte bine că țin la tine, nu? Uite-te la mine, știi că te iubesc, nu? Am ceva rețineri, trebuie să-mi demonstrez. Oricum sunt conștient că poate mai mult banii mei iubești. Nu e adevărat,
M-a atras foarte mult ca bărbat. Bine, haide să ești zicem... matur? Hai să zicem că o iau de căpătă. E bine și așa, dar am o experiență. Am 50 de ani, am trecut știu. Prin multe și știu că banii rezolvă multe situații. Dar să știi că iubirea niciodată nu s-o cumperi cu bani. Iubirea ta? Da. Sigur? Sigur. Bine, hai să vedem. O să vezi. Hai să vedem. Păi da, pe bune, cum aș putea să-l iubesc pe el când are 50 de ani, chelie, burtă, serios? Iubesc și eu banii lui, îți dai seama. În prima fază am crezut că Oana mă traduce și pe mine. Dar uite că e fată deșteaptă, merită atenția mea, pentru că a făcut cărțile în favoarea noastră. Eu să știi că sunt mulțumită că am scăpat de Fidu. Doar așa scăpam de el, sincer. Îmi pare bine că s-a aflat și de acum încolo o să ne vedem de relația noastră. Da, dar știi că tu ești bucuroasă, că n-ai nicio obligație, dar m-ai pus pe mine într-o fază nasoală din care trebuie să ies, nu știu, trebuie să mă gândesc foarte bine cum pot să ies din această situație. O să ieși, hai să vezi, o să-ți fiu alături. Dar n-aș vrea să ies degeaba. Nu, îți promit că deci n-aș vrea să ies degeaba și tu după aia să... Îți promit că știi că te iubesc. Ai încredere în mine, da? Bine, mersi. Andrei cunoaște un secret dureros pe care nu îl poate destăinui mamei lui. Dar Roxana, după cum o cunoaștem, ar putea fi mesagerul mamei lor pentru aflarea adevărului. De aceea, folosindu-se de o stratagemă, Andrei speră să primească ajutorul surorii lui. Ce faci, mă, seriar? Bine, mă, frățiorule, tu ce faci? Uite, nu prea bine, mi-am să aminte că... De ce fierbe uitat așa? PlayStation-ul aia și voiam să mă joc acum și n-am PC. Îmi pare rău despre tine și pentru tine, dar n-am cum să te ajut. Ba da, ai cum să mă ajuți. Cum? Eu? Uite ce, eu nu vreau să mai vorbesc cu ea și să mai am de-a face cu ea și m-am gândit dacă vrei să te duci tu să-mi îl iei. Hai că vreau să mă joc, știi cât de mult îmi place să mă joc. Știi, nu? Dacă vrei să mă duc să-l iau, ce trebuie să îmi dai, nu? Eu tot ce fac, fac cu cap, pentru bani. Totul costă. Vladimir are dreptate, sora mea face orice pentru bani. Și știu ce să fac. Da, normal, m-am pregătit înainte. Te-ai să mă ajut și tu fără? Mă bucur că mă cunoști. Hai, mai dă una. Mai dă o bagnotă. Că totuși, sunt surioara ta. Băi, frate, știi că vreau să-mi iau mașină și îmi strâng și eu bani. Nu fi! Nu fi cu mine! Și te duci dacă tot ți-am dat și bani? Normal că mă duc, doar sunt surioara ta. Cea care te scoate din belele tot timpul, nu? Hai că mă scoți din belele. Doar te-am rugat să duc să-mi iei o chestie, atât. Nimic mai mult. Frate, mi se înjosește în momentul ăsta. Pentru un PlayStation sunt două variante. Ori cu adevărat vrea PlayStation-ul, ori e doar de aia. Vrea să vadă ce faci. Vrei să mă enervești să nu mai mă duc deloc? Auzi, câți frați ai? Unul singur. Unu, mă ajungi și pe mine dată la nevoie? Ai? Hai, du-te! Dar mă duc doar pentru un PlayStation. Nu e doar un PlayStation ăla. Poți să ții altul, da? Cumpărăm tu. Nu mă duc doar pentru un PlayStation. Ia zi, cu inelul ăla. Ce cu el? Ce ai făcut pe care i-l-ai dat? Păi ăla de aur frumos. Ei, mă. E, poți să-l iau eu? Îl iau ce și pe ăla. Dacă tot mă duc, bat așa drumul degeaba. Bine, mă, ia-l, dar... A, super, îl opresc eu. Oprește-l. Mulțumesc, s-ar vedea frumos pe degetul meu, nu? Mic și finuț. Sunt convins. Da. Mulțumesc. Hai, îmbracă-te și du-te, te rog eu frumos, aranjează-te și du-te. Mă duc, mă duc. Hai. Hai, te pup. Pupii, ceau. Nu faci degeaba, stai liniștită. I-a luat inel de 8.000 de lei. Pe bune, să rămână ea cu el? Nu. Îl iau eu, îl vând și îmi pun bani deoparte pentru mașină. Convinsă până la urmă doar în schimbul unor bani, nici de cum de dragul lui Andrei, Roxana acceptă să-și ajute fratele, însă fără să bănuiască măcar ce avea să descopere. Ia uite, bă, ce surpriză! Ce faci, tata, aici? Ce faci, mă, cu asta? Băi, ce faci aici? Păi... Care e problema ta, fată? Ce vii așa pe scandal? Lasă-mă un pic, lasă-mă un pic. Cum adică? Deci, e tatăl meu, care e problema? Știi că sunt niște probleme. Intrus-o? Cum că știu că sunt niște probleme? Ce cauți cu asta aici? Păi ascultă-mă, ascultă-mă. E amanta ta, nu? Nu e amanta. Ești amanta lui, nu? Ascultă un pic, știi treaba cu Andrei și vreau să o lămuresc și eu. Da, sigur, cu asta? Da. Eu am crezut că am încheiat orice legătură cu copiii lui. Dar se pare că de ăștia nu scap ca de râie. Ce să vezi? Eu am venit să iau PlayStation-ul și inelul de la fratimiu și șocuviții. Oana cu tata. Băi, fată, ce cauți tu aici? Ce cauți tu aici? Ce cauți tu aici? Mașina noastră? Ce cauți tu aici? Care e problema ta?
Care-i ia problema zi. Ta? Bă, ce cauți tu cu tata? Care-i situația, da? Spune-i de relația noastră, să știu. Ce relație, tată? Păi nu știi că nu te am zis... Nu ți-e rușine? Nu ți-e rușine? Am zis ca să-i explic situația cu Andrei, cu băiatul meu, că de da, ce... Da, cu Andrei, cu băiatul tău, a luat-o Andrei, acum o iei tu? Și care-i problema? A luat-o și prietenului cel mai bun, chiar care-i așa? Care-i problema ta? Întind toți pe asta? Băi, spune-i că nu vreau să ne mai ascundem. Ne-am ascuns de atâta timp, da? Nu mai pot. Băi, n-ai ce să, la ce să ne ascundem? Azi, faci asta băiatului tău, chiar nu ți-e rușine? Lu mama mie, chiar nu ți-e rușine? Cum poți să ne faci așa ceva? Cum adică? Nu o familie tale. Cum adică? Tu taci, păi. Băi, dar tu ce ne tragi pe mine răspundere atât? Băi, ușor, ușor. Și dau cu geanta asta în cap dacă nu taci. Da, vezi că și eu pot să-ți dau cu geanta în cap, da? Tu vezi cum vorbește, tu chiar nu faci nimic, tu pe eu și gata, ești mare, ce ai făcut, te-ai muiat, ai văzut-o pe ea, măcar dacă era o frumusețe. De ce te bagi? De ce te bagi? Dintre ea și Andrei. Ce să lămurești? Relația dintre tine și ea, cred că vrei să lămurești. Lasă că îi spun eu lui mama. Nu vă e rușine? Nu ți-e rușine? O să pierzi tot, o să le pierzi pe noi copiii tăi și pe mama și toată familia. Ce da, ia-ți mâinile după asta. Nu o să pierdă nimic. Că-mi ieși silă de tine. Se și silă. Dar tu de ce nu-ți vezi de treaba ta, măi, fată, și să lași în pace pe tatăl tău? Să facă Oana, ce vrea Oana, el. Oana, gata, lasă-mă și până să... Băi, nu mai pot, nu mai suport nici eu. Uite, hai că o lămurim, da? Ce nu mai suport, măi, fătucotul? Vreau să se afle adevărul. Ai venit ca un impostor în casa noastră, te-am ținut așa, băi, n-ai avut deja cinele. Uite, de ce asta e a mea, asta. De ce mă tragi pe mine la răspundere și mai pune una pe mine, da? Ai furat hainele, ai furat tot din casa noastră. Băi, gata, am zis, gata un pic să lămurim situația, dar hai să zicem că ai dreptate. Ce situație, că ai lămurit-o deja? Păi dacă mă asculti și tu, și tu... Acum mă duc la mama și îi spun tot ce ai făcut. Știi care-i treaba? Care-i treaba? Haide că ce? Uite, te rog frumos, calmează-te un pic, te rog frumos, te rog frumos, calmează-te un pic, că nu e situația chiar așa. Așa? Și așa. Cum e? Cum e situația? Ea a fost cu fratele meu, a fost cu prietenul cel mai bun al lui fratele meu și acum cu tata, pe bune, n-are pic de rușine. Eu nu consider că am stricat viața lui Fimiu. L-am salvat de o femeie care nu era potrivită pentru el. S-a stricat toată combinația la noi în familie. Îți dai seama că o să ajungem la divorț. Și tu... O din... să ajungeți la divorț și... Tu o să din... pierzi tot. Exact. Pentru că pierzi... tu ai stat pe banii tatălui tău. Ai avut de toate. Așa. Ai înțeles? Și tu ce și, și celălalt intrus. Andrei. Da, da, da. Ai înțeles? Lasă că îi spun lui Andrei. El știe. Știe cum deja. Cum adică știe? Da, știe deja. Știe. Și a primit bani pentru chestia asta, ca să tacă din băi, gură. Gata, haide, lasă-mă cum să... Cum adică Andrei știe, păi, tată? Ascultă, cum? Ascultă-mă, ascultă-mă. Așa bine, da. Știe. Deci și Andrei, să știi că a tăcut din gură și a dat vina pe Vladimir, pentru că eu am aranjat cu el... Deci Vladimir, și, da, săracul, n-a avut nicio treabă în toată povestea asta? Nu, n-a avut nicio treabă. Nu, n-a avut. Și... Voi doi sunteți impostorii. Și care-i problema ta? Ai venit să spargi case nesimțitori. Care-i problema ta? Care-i problema ta? Deci, uită-te și la, pe tine. Tu la tine cum arăți. Băi, deci gata. Măcar dacă găseai una mai bună. Am înțeles, am păi înțeles. Păi mama e de 1000 de ori mai bună bine decât tine. Bine că e, du-te băi, și stai cu mama ta. Că nu ajungem la nicio rezolvare. Da, te rog eu frumos, calmează-te un pic ca să înțelegi despre vorba. Sunt destul de calmă. Pentru că dacă tu vei declanșa acest conflict în casă... Tu l-ai declanșat, nu știu ce crezi. Eu l-am declanșat, dar acum haide să o dregem. Așa, cum o dregem? Pentru că eu, de exemplu, din toată combinația asta, pierd mai puțin decât pierzi tu, da? Deci poți să înțelegi bine. Cine îți dă bani? Dar nu le mai da drag atât de explicații. Cine-ți dă bani? Dar cine ești tu, băi, fetițul? Deci nu o să, deci să vă înțelegi. E tata! Ce îmi dai? Nu o să vă înțelegi. Băi, gata, te dăneați. Care-i problema ta? Și care-i problema ta? Taci din gura aia! Ascultă-mă un pic. Eu știu cum gândește ea. A urmărit, a vrut să vadă ceva concret, ca să-ți toarcă pe tasul de mai mulți bani. Mă uit la ea și-mi râde în față. Asta m-are pic de rușine. Ce sunt eu materialistă, dar asta m-a întrecut. Deci uite care e situația. Uite, ieși în seara asta, te calmezi, ieși tu în seara asta și... Dar ție nu ți-e rușine? Îmi arunci câteva sute de lei? Și te distrezi? Păi tăcerea mea atât valorează? Chiar nu ți-e rușine? Băi, adică să nu-i zic lui mama, să nu-i zic lui frate meu? Chiar nu ți-e rușine? Momentan atâtea sunt și mai discutăm. Deci, te rog eu frumos. Dar chiar n-ai pic de rușine, tată. Așa ai ajuns? Tu crezi că nu o să-ți fie mai bine așa? Nu, nu o să-mi fie mai știu, bine așa. Știu, o să mă ierți mai greu, dar o spun că o să-ți fie mai bine. Ori totul, ori nimic. A, da, mergem pe șantaj, las că văd ei. Șantajul să fie de partea mea, nu de partea lor. Eram sigură că dacă îi dă niște bănuți, mucles. Sunt fita. Și mai am și o povară. Bine, uite, să zici că nu fac eu totul pentru tine. Ei, pe toți, ăștia sunt toți banii. Și mă mai gândesc, nu, o să vedeți voi ce ai. Bine, dar nici sper să fie... Ăștia nici nu mi-ajung nici să ies la o cafea cu fetele. Și de o geantă. Ce vorbim noi aici? Deci, liniște, da? Deci nu, nicio liniște, nu-mi spui tu ce să fac, da? Banii ăștia sunt doar pentru că sunt fita. Restul ne socotim noi, acasă, da?
Incredibil! Roxana dovedește că nu e mai prejos decât tatăl ei și decât Oana, devenind părtașa unui șantaj mizerabil. Roxana, dar te-ai gândit că nu merite să-i faci asta mamei tale? Întrebarea noastră devine retorică, iar șarada continuă. Ce faci, dragă? Ce să fac? Consulta și-o mail-urile de la firmă, nu? Că consulta doar... e-mail-urile? Păi știi înțeles. Ceva? Toată ziua stai numai pe telefonul ăla, numai pe Facebook. Uite, de ce minți? Uite, ai Facebook-ul deschis. Mail-urile, vine să... Ai, mă, băi, că dacă nu... băi, mamă, bă. Băi! Mă, mereu mai cu chestii de-astea. Băi, dar chiar toată ziua stai așa? Deci, după ce că vii atât de rar acasă, când vii, stai pe canapea cu telefonul la toată ziua. Pe cuvântul meu, copiii ăștia au luat-o razna de izbeliște. Toată casa e haotică aici. Deci, dacă nu mă ocup de firmă și acasă, de unde ați ia bani? Ca să întrețin o relație auzi, așa fericită. Te ocupi da. Cât stai la firmă, că stai ore întregi, da? Să nu mai spun că stai zile. Eu știu ce se întâmplă cu bărbatul meu. Da, trebuie să tac pentru copii. Păi stau, dar stau în folosul nostru, în folosul păi tuturor, stai da? În folosul nostru, dar mai fost timp și pentru noi. Tu nu ești din familia asta. Tu zici că vii, pleci, facebookești pe cuvântul meu. Băi, dar câți ani ai, mă, mamă, eu am pretenții la tine. Cum adică poți să spui că la vârsta asta mai facebookești? Nu vezi câte am pe cap, am și firmă, am și angajați. Da, și pe Fito, am și pe fimea. Sunt o grămadă așa, de probleme. Pe Fito, aici voi. Pe Fito, Fita, Fito, că și Fita. Că stai, nu știi. Nu prea mi-ai mâncat zilele cu ei. Nu prea sunt responsabilitățile tale. Mai mult pe capul meu. Vezi bine copilul ăsta ce face. Întotdeauna pentru mine familia a fost cea mai importantă și m-am sacrificat să le fie întotdeauna bine. Te ocupi sau nu de copiii ăștia? Hello, vorbești și tu familie? Cu Fitu sau nu? Ce faceți, drăguții mei părinți? Ai de ca... Ia uitați! Uite despre ce am vorbeam! Am fost la shopping, shoppingul da. Pasiunea mea! Băi, mamă! Ce mă? Băi, mamico! Una, două, trei, patru... Care-i problema? Băi, mamică, sunt dar tânără. Tu ești zdravă! Ia, hai să vă arăt ce mi-am luat! Mi-am luat o cutie de machiaj... Ce mi-ai luat? Cu ce bani? De unde ai tu bani de atâtea cadouri? Ieri la fel ai venit cu o grămadă! Trebuie să-i cumpăr tăcerea lui Fimea, că nu am de ales. Oricum, mi-am dat seama. Cu o femeie ca Oana, tata o să se plictisească repede. Așa că trebuie să profit de situație, cât e caldă. Tăticul meu mi-a dat. Cum adică rochița tăticul? Stai asta, puțin așa. Altă rochiță, un sacou. Îi dau pentru că e altă pata rochiță. Mea dragă. Doamne Dumnezeule, băi fată, tu ai luat o razna deci și nu mai rău decât ea. Păi tu te pui la minte ei, băi fată, tu altceva nu ai dat decât să cumperi. Noapte, ai nevoie e? Sau nu ai nevoie? Am nevoie, dar mai tași puțin, mai lasă gura aia, toată ziua ești cu gura. Ascultă mare. Un pic, deci toată lumea vrea mai bani, îți dau și ție bani, îi dau și ei bani, dar îi dau și lui fiul bani. E prea stres în familia asta, prea multă agitație. Băi, aveți niște discuții. Am venit în voie bună și nu mai agitație. Bine că îi răsfață pe copii, că le cumpără, că le oferă tot ce își doresc. Că altfel relația noastră era papa de mult. Ce faci? Ce se vede? Am fost la shopping. Da? Și mi-aranjez hăinuțele. De unde ai avut bani de atâtea haine? E, secret! Am și eu finanțele mele, economiile mele. Ce acum trebuie să zic ție? La cât ești tu de avară după bani? Știi ce vreau să vorbesc cu tine? Ce te-am trimis să faci la Oana? Și pentru ce te-am plătit? Am tăcut o zi, două, trei, dar cred că sora mea o stoarce pe taică-mi de bani. Mă ia pe mine frate-miu la rost? Când de fapt el e vinovatul. Nu e rușine? Păi și ce, n-am fost la Oana? Ba da, ai fost la Oana, dar eu te întreb de ce te-am trimis eu la Oana? Și pentru ce? Și ce ai făcut tu de fapt? Spune adevărul că știu. Auzi, știi ceva? Ia mai lasă-mă cu Oana ta. Ia zi. Am mai multe pe cap. Nu am eu numai împreună, pe Oana. Nu? Pe cine mă să văd împreună? Ce ai? Pe tactu și pe Oana. De ce mă întrebi asta? Te rog frumos, nu mă minți că știu. Și acum ce face? Te plătește? Sau îl șantajezi tu să-ți dea bani? Că la câte știu eu pe tine, sigur îi cer bani ca să ce nu spui adevărul. Ce mă întrebi așa ceva? Și dacă mă întrebi așa ceva, înseamnă că și pe tine te plătește. Pe mine să mă plătească? Eu n-am luat niciun ban de la el, ce nu înțelegi? Să-mi dea mie bani, să accept eu bani de la ăla după ce mi-a furat iubita? De ce l-a prins-o pe Oana? Și în loc să se ducă să-i spună lui mama, el tace mâlc. Eu sunt... Păi eu te-am trimis acolo să-i vezi pe ea împreună, să vii acasă să-i spui mamei. A, nu să-i deci cer banul. Mai trimis ca da, să-i spui da, mamei. Te-am trimis.
Adică să-i spun eu, da, că tu n-ai, tu n-ai destul tupeu să-i spui tu, nu? Da, eu nu trebuie am să le fac pe toate, nu? Bă, extraordinar, ce mare lucru faci tu. Faceți rezolv... un lucru bun în viață, în sfârșit. Trebuie să-ți rezolvi ție problemele? Sunt dezamăgit. Mă așteptam la cu totul altă reacție din partea soră-mii. Dacă îi păsa de mama, spunea adevărul și nu o lăsa să fie batjocorită de tata și mințită. Atunci de ce nu i-ai spus lui mama? Mi-am spus mamei pentru că nu vreau să rănesc, pentru că eu o iubesc pe mama. Da, eu nu sigur sunt ca tine. Nu mă interesează banii. Eu țin la familie. Ții la familie, ții la familie și da, te faci că... Da, țin la familie, tocmai de asta de ascund secretul. Nu s-a întâmplat nimic, nu? Nu s-a întâmplat nimic. Adică tu, încornoratul, nu spune nimic. Păi da, eu am decis să țin stai acest secret pentru asta, binele mamei. Ce nu, ce și nu pentru binele asta tău ce faci? Să râdă toată lumea de tine că ești un prost? Să râdă toată și lumea, că o să-ți găsești o altă oana mâine, poi mâine și să o fură tata? Și pe aia? A, deci tu râzi de asta, tu râzi de mine, nu ți-e pare bine? Nu-mi pare bine, dar dacă ești prost, ce să-ți fac? Nu te gândești că și mama la mijloc care suferă teribil dacă ar afla adevărul? Mă gândesc la mama, dar... Cum te gândești? Nu pot să-i spun. Ce-l-i banul tata pe ascuns? Nu pot să-i spun eu, de ce nu-i spui tu? Tu ești cel implicat direct. Nici măcar mie nu mi-a spus adevărul. A mers pe burtă și a preferat să țină totul pentru ea. Să-i fie rușine. Stai că mi-am uitat ochelarii, așteaptă-mă. Firar să fie! Mie mi-a spus Oana că tu primești bani pentru tăcere. Da, mă, și tu o cred pe aia, nu? Da, o cred, o cred. Mie, dar de ce nu trebuie să stai cu ei acolo, să fiți o familie fericită? O cred. Tu cum vă asemănați, te zici niște ipocriți cu toții? O cred pentru că nu i-ai spus nimic mamei și de-aia o cred. Tu trebuia să-i spui. Nu, tu trebuia. De ce mi-ai spus când i-ai văzut pe ea acolo împreună? Ce să-mi spună? Ce să spună mama mamei? Am auzit. Ce să-mi spună? Să-ți spune. Spună el. E problema lui, mamă. Să-ți spună el. Spune-i tu. Tot timpul mi-ești eu aia tare în gură mereu. Eu trebuie să rezolv treburile. Eu vreau să știu ce trebuie să îmi spuneți. Eu tot timpul. Ori tu, ori tu. Eu tot timpul am fost transparentă. V-am filmat. Așa. Am spus și tot timpul sunt oaia neagră. Acum să spună păi el. Sunt neagră problemele lui. Nu îi stau eu să-i rezolv lui problemele. Despre ce problema este vorba? Despre ce problema este vorba? Întreabă-o pe fata ta. Spune. Întreabă-l pe băiatul tău. Am auzit ceva de înșelat. Despre cine era vorba? Despre cine, cine pe cine înșală? Vreau să știu! Adică taică tu mă înșală și voi știați? Și acum vă certați pe ascuns? Noroc că mi-am uitat ochelarii? Nu vă este rușine? Cum v-am crescut? M-am ocupat de voi. V-am lăsat să faceți ce vreți. Cu ajutorul meu sunteți ceea ce sunteți. El degeaba vă dă bani. Imediat îmi spuneți cine, cu cine mă înșală. Că am înțeles că taică tu mă înșală. Fii bărbat și spune-i. Da, te înșală. Cu cine? Te înșală. Să spună el, eu ți-am spus că te înșală. Spune-i mă. N-o cunosc. Spune-i mă tu. Nu ești sigură? Ești sigur? Vreau să-mi spuneți adevărul că înnebunesc. Nu mai suport această situație tensionată. Hai să terminăm o dată, spuneți-mi! De ce te uiți așa la mine? Cu cine mă înșală tactul? Așa, să spun adevărul. Până la urmă el a adus-o pe Oana în casă. Cum să-i spun eu mamei că de fapt Oana e de vină? Aștept să-mi răspunzi. Cu cine mă înșală tactul? Cu cine mă înșală tactul? Răspunsul la întrebarea doamnei Georgiana se cere a fi aflat doar într-o discuție cu toți cei implicați. Discuție care va dezvălui niște adevăruri dure și nu știm încă în ce măsură îi vor ajuta pe cei din familia Istrate să mai rămână împreună. Ce cauți tu aici? Cum adică ce caut? Îi spui tu, dragă, sau ce îi spui? Ce să-i spun, dragă? Ce să-i spun? Sunt amanta soțului tău. Băi, vezi, mamă? Vezi pe cine protejai tu? Băi, vezi pe cine ai primit băi, în casă? Băi, tași de gură, mă. Cum să tac, mă, acum te faci de ușor? Ia stai puțin! Ce-ai spus? Sunt amanta soțului tău. Cruntul adevăr. Cum adică amanta soțului tău? Stai puțin, chiar nu mai înțeleg. Ia uite-te, Andrei, cât tupeu are asta pe care ai adus-o tu. Asta este adevărul, fată. Pe tișcana asta. Tu? Ce faci? Ia și te ai puțin. Taci! Taci! Să fie bărbat măcar o dată. Băi, tu ai Dragoș, ai o explicație. Tu, am o explicație, ți-am zis-o ce, mai devreme. Ce înseamnă asta? Ți-am zis-o mai... Da, Ernest, ți-am zis-o mai devreme. Prin ceea ce am făcut, eu, în primul rând, am vrut să-l protejez pe Andrei. Nu minți! Băi, nu hai minți să zicem, am vrut să te testez pe tine. Că băi, după aia... Minți, că după aia, să nu zicem... Nu minți, acum ți-o dai la întors. Stați un pic, stați un pic. Stați un pic, eu visez sau ce? Nu, stați puțin că m-a luat amețeala.
Deci, amantă? Tu știi ce înseamnă să fii amantă? Da, sunt amanta soțului tău. Ea este amanta ta? Bă, nu... Recunoaște acum aici. Și am fost o aventură, nu-i amanta soțului. La ce am fost o aventură, dragă? Tu ai știut? La ce te așteptai, mamă, dacă a cunoscut-o în ce am fost? Ambii dumneavoastră copii au știut. Andreea a aflat primul. Deci nu pot să cred, Andrei! De ce nu ai avut curaj să-i spui mamei tale adevărul? Am vrut să o protejez pe mama. Știam cât va suferi dacă va afla că tata are o amantă, mai ales pe iubita mea. Și mi-a fost teamă să-i spun, n-am avut curaj. Mama, am încercat cum zilele Andrei, să spun. Sunt mama ta! Da, mama, de aceea și beam, am cum încercat. Cum să nu-mi spui mie, mamei tale, ce ți-a făcut nemernicul ăsta? Nimic. Mama, și eu am suferit teribil, dar pur și simplu nu am avut curaj să spun. Stați liniștiți. Tocmai să te protejezi. Haide, lasă-mă să vă spun. Lasă-mă să spun eu. Îți aduci aminte când m-ai adus în casă? Da, după două aminte. Luni și mi-ai zis că sunt marea ta dragoste? Tu și ești de vină pentru tot. Tu eu ești de vină. Eu sunt acum de vină? Ce? Eu te-am băgat în pat la tata? Nu, tu m-ai adus în casa asta aici. Ești la tot desfrânată. Ai înțeles? Să fim împreună amândoi. Să fim împreună, nu să fim cu tata. Da. S-a găsit cine să judece, cine să ridice piatra. Bună dimineața, iubita mea. Dimineața. Ce s-a întâmplat? Nu mă pupi? Ce se întâmplă, mă, cu tine? Ce să se întâmple? Păi ce-ai pățit? Mulțumesc oricum, dar crezi că-mi arde de flori? Plăcere, dar s-a întâmplat ceva? Ai pățit ceva? Păi cum să nu fiu supărată când proprietarul mi-a zis să liberez camera, să plec? Da? Și mama și este... motiv de supărare? Mama este foarte bolnavă, cu toate... tot ce există pe pământul ăsta, diabet, da, mă, iubire, ciroză. Știu, știu, știu. Măi, dar tu crezi... toate problemele astea au și o rezolvare. De când îți spun eu să te muți la mine să nu mai ai probleme cu proprietarul? Ce rezolvare să ai, vă, dragă? Că tu iei bani de la tatăl tău? Păi, serios? Da, mă ajută foarte mult. Adică vii la mine, te muți, poate rezolva și problemele mamei tale și o să fii fericită și tu. Nu cred că o să fiu fericită. Îți faci prea multe griji, crede-mă, îți faci prea multe griji. Atâta timp cât tot ceea ce contează este că eu am nevoie de bani ca să scap de chestia asta. Păi te ajut eu cu bani. Ți-am spus astea că niciodată banii nu sunt o problemă. Cum ajungi tu cu bani? Ce e al meu e și al tău. Înțelegi odată asta. Tu care ai acceptat să ce? Să fii plătită de către tatăl tău ca să taci? Măcar fratele tău, Andrei, a încercat să țină cu casa, cu familia. S-a gândit că poate se va ajunge la un divorț. S-a gândit la mama ta, dar tu la ce te-ai gândit, Roxana? Scuză-mă, Ernest, la buzunar? Dar fratele meu, Andrei, știa dinainte ca eu să știu. Și m-a trimis special ca să văd cu ochii mei ca eu să spun. M-a folosit fratele meu. E o diferență între a te gândi să nu-ți faci mama să sufere și o diferență atunci când te gândești doar la interesul tău. Câți bani? Câți bani ți-a oferit tatăl tău? Eu m-am gândit la același lucru. Roxana, să nu fac mama să sufere. Roxana! Sigur, nu te-ai putut să iei bani pentru așa ceva. Și am zis că dacă tot este situația asta, să profit și eu. Adică tu îmi reproșezi mie că tot eu sunt de vină, că tu te-ai combinat cu tata, nu? Mă, află de la mine că eu te-am adus în casa asta. De ce? Tu mi-ai cerut. Tu mi-ai spus că ai probleme cu banii, că ai probleme cu proprietarul, că te dă afară din casă, cu maică-ta, că ai nu știu câte probleme, la job, peste tot. Deci de asta te-am adus eu în casă. La intenția ta, că tu îmi sugerai să stăm împreună cât mai mult, să fim cât mai mult împreună. Și uite unde s-a ajuns. Adică tu nu ți-ai dorit să stai cu mine, nu? Tu m-ai mințit acum, nu înțeleg. Nu neapărat, că țineam la tine, te iubeam, doar că tu m-ai presat într-un fel să te aduc în casă la mine. Auzi, Andrei, cum poți să iubești necunoscută? Stai puțin! Tu i-ai băgat-o pe gâlul tata! Salut, tata! O, salut! Ce e cu tine, dragul, aici? Uite, am venit la tine pe la birou să ți-o prezint pe iubita mea, Oana. Știi că am vorbit de ea până acum și ți-am povestit cât de minunată e, ce iubită frumoasă am. Da, știu, am auzit cât ceva. Da, și am venit așa, să vorbim. Da, ai venit să vorbim. Ai venit cu interes, că nu vii tu numai să vorbim. Care? Da, tata, ce interes am. Adică aș avea unul, dar sper să fii și tu de acord. Uite, hai Oana... că... știi că a absolvit și ea o facultate de curând și și-ar dori și ea foarte mult să lucreze, aha, să intre așa în pâine, cum s-ar zice. Chiar și mi-aș dori acest job. M-am gândit la tine, că n-aș vrea să o las să se ducă în altă parte, să o muncească ea pe acolo și când tu ai o firmă atât de mare. Băi, dar și... tu știi care e situația? Că eu de regulă, deci diagrama personalului în firmă e bine stabilită, eu nu angajez oameni în plus, adică toți care își fac treaba sunt pe postul lor. Nu am cum să... adică da, sunt, mă, tata, e tot știu, organizat, să știu. Știu că tu nici pe mine nu m-ai vrut aici, dar am zis păi că pentru Oana poate face o excepție.
O să învăț și eu, o să-mi dau toată silința să învăț, să fiu un exemplu aici. Uite că și tu la ea cât de minunată e, chiar nu-ți doresc să o ai aici la birou cu tine? Uite, o să te ajute foarte, foarte mult pentru că e foarte deșteaptă, cu siguranță. Vă promit asta, că nu o să vă pare rău. Am vrut să-mi ating și eu interesul. Ce interes? Cum și voi? Stai cât mai mulți bani? Cum și voi? Vi l-ați atins, da? Păi tu te compari? Tu nu ești în sacadoare, lasă-mă să vorbesc! Tu te compari cu noi? Noi dar nu e problema asta ce facem noi. Da? Noi suntem copiii lui, avem dreptul ăsta. Sunteți un nimic. Tu ești un nimic. Ești recunoscut de la stradă, cu lista așa. Nu ai nimic de zis. El v-a ținut. Vezi în ce hal ai adus familia. Și în spate. Și dacă ne-a ținut, suntem copiii lui. E de datoria lui. Ne-a și atunci ce-l tragi pe el la răspundere? De ce și pentru ce face chestia asta? Păi de ce și pentru ce? Păi pentru cine? Pentru tine? Care-i problema ta dacă pentru mine face chestia asta? Păi ești cea mai vinovată, Oana, că dacă tata îți făcea obdulci, dar ce, el nu e de vină sau cum? Dacă mă iubeai pe mine, numai dar nu cred că mai iubi nicio clipă. Eu am vrut să-mi ating interesul. Da, bani! Ajung unde ești vreau. Penibil și tu te iubești ca pe tine, asta iubește banii și atât. Tu tragi din gură. Taci. Eu am fost doar îndrăgostit de ea și atât. Andrei, ce vină am? Andrei, ai fost îndrăgostit când ai aflat, când i-ai prins. De ce n-ai venit să-mi spui mie, mama ta? De ce? Eu știam, mama, știam cu siguranță că vei suferi foarte mult și n-am vrut să te pun într-o situație dificilă și pentru tine. Și acum în ce situație sunt? Nu e adevărat, mai devreme sau mama, mai târziu, uită-te! Tot am aflat! Eu am sperat, și cum? Am sperat că Andrei se va termina și tu nu vei afla niciodată. Hai de capul meu! Măi, fatu, dar eu nu înțeleg! Ai fost cu Vladimir! Mama, întâi cu el! Mama, te-ai dus după ascultă, aia la înșelat cu Vladimir, mama, la urmă te-ai dus și la taică. Mama, povestea cu Vladimir a fost înțeleasă greșit de către tine. N-a fost nicio treabă între Oana și Vladimir. Nu cred așa ceva din omul ce s-a dus în pat cu taică, tu crezi că e în stare să se vrea. Mama, crede-mă. Nu a fost adevărat cu Vladimir, nu că n-a vrut ea, asta vrea cu oricine. Vladimir n-a avut nicio treabă cu ea. Mai poate nu te rușine să mă jignești așa? Nu, nu-mi e rușine. Să-ți fie, măi, fată, păi rușine. Rușine? Băi, dar chiar cum ai să-i tu fie pe... Mai poate dar ce nu-ți e rușine să te vinzi pentru bani? Poftim. Nu, mă, ești un nimic. Ești tu nimic, ești tu. Haide să nu ne jignim inutil. Măi, până la urmă. Doamnă, o secundă. E tatăl meu și tatăl meu îmi dă bani, indiferent de situație. O secundă, vă rog frumos. Și este normal ca tu să fii cumpărată, ca să nu spui adevărul. Adică stai aici și îl critici pe fratele tău, o critici pe ea, că visează bani. Indiferent, dar tu ce faci? De situație eu nu puteam spune adevărul. De ce? Era nu de datoria fratelui meu să spună adevărul. Și tu erai copilul eu meu. Eu nu spuneam. Doamnă, și dacă luam bani, când a venit fica dumneavoastră toată un zâmbet cu plăsuțele de la mall, da? Cu cumpărăturile. Normal. Vă amintiți? Da. Aceea a fost ziua. Deci tu atunci știai și ai venit atât de degajată și fericită când știai că taică tu a făcut așa ceva fratelui. Ea a venit la braț cu tatăl ei, nu e așa? Da, m-a prins și asta e ca să... Te-am prins? Da, te-ai întâlnit. Erai prins deja. Eram prins, da. Și tu ca ce... peștele erai prins. Până la urmă pot să înțeleg că fiica dumneavoastră s-a învățat așa, da? Pentru că așa ați învățat-o, da? Pot înțelege că Andrei a vrut să-și protejeze mama. Și eu la fel. Crucii sinistru. Și eu la fel. Dar nu pot înțelege. Adică pot înțelege că Oana a vrut să ajungă undeva pe cărca dumneavoastră. Dar nu pot înțelege cum un tată ajunge să-i facă așa ceva propriului fiu. Pentru că asta spun cu ocazia asta, n-aș o putea înțelege vreodată. În relația noastră care este de 20 de ani de căsnicie, va interveni monotonia, nu? Clar, și... Dar mai clar puțin contează. Clar ce? Tata, și și trebuia să te duci nu, în patul... Băi, deci ascultă-mă. Iubitei copilului deci, tău. După ce că am atâtea pe cap și cu firma și cu voi și bani în casă, bani lui fimea, bani lui, bani ție, v-am creat toate așa? Condițiile, da. Am și o grămadă pe capul firmei. Când am văzut că situația se îngroapă, te relaxezi. Băi, am vrut să o testez să eu de la început. Mai termină cu testul ăsta. Da, termină cu testul. Dar ascultă-mă și tu până eu la sfârșit. Da. Am vrut să văd dacă e așa și la mine te-ai gândit vreo clipă pentru că tu știai cât o iubesc eu pe Oana. Iar ea a căzut în plasa asta. Dacă e ce, mă? Am vrut să văd dacă... Am vrut să văd în plasa asta sau dumneavoastră ați căzut în plasa ei? Recunosc, a căzut în plasa asta. Eu mi-am dat seama despre ea, dar cum v-am zis mai devreme, intervenim monotonia în relația asta mea, am zis să profit și eu de ocazia asta și să... Și cam de cât timp e monotonia asta? Și de ce să nu profi? Și atunci... Cam de cât timp e monotonia asta? 3 luni de zile. Adu-ți aminte că m-ai angajat un film la tine. 3 luni de zile. De 3 luni de zile, da. Alo?
Îți aduci aminte când m-ai angajat la tine în firmă? Stai. Cum adică te-a angajat la el la firmă? În firmă? Stai puțin. Tata, tu mi-ai spus că nu ai angajat-o, că nu ți-a plăcut de ea atunci. Nu, ți-am zis că o să-ți dau un răspuns și așa mai departe. Păi da, și ăsta a fost răspunsul, că nu-ți place de ea și nu o angajezi. Păi a spus și el așa că nu-i place, ghilimele. Pentru că eu am contactat-o după aia, ținând cont că trăim în aceeași casă și am zis totuși să vin la firmă. Și ăsta a fost motivul meu principal. Și mie n-aveai de gând să-mi spui, nu? La tine totul se rezumă la bani. Totul se rezumă la bani, să-ți fie rușine că nu te-ai gândit că eu sunt mama ta. Number one, păi, bravo mie. Ești number one în profit. Sunt number one, păi, și nu te las pe tine. Știi ceva? Tu, fetiță, să nu te mai văd în fața ochilor. Să ieși din casa mea, ai înțeles? Da, dă-l afară, ce mai aștept? Să ieși din casa mea și să-ți fie rușine. Iar mie, tu, de ce să fie rușine? Tu niciodată n-o să găsești nicio scuză pentru ceea ce ai făcut. Ai nenorocit copilul, propriul tău copil. Eu nici nu mai vreau să stau de vorbă cu voi. Nici cu voi, că sunteți copiii mei, nici cu tine. Iar tu să dispari. Deci rămâi cu ea. Plecați amândoi. Nu mă interesează. Eu am plecat. M-ați făcut de râs. Lăsați-mă. Ce să mai stau? Stai, te rog eu frumos. Stai să discutăm. Nu pleca, că nu e chiar așa. Da, te rog frumos. Te-am iubit, Oana. M-ai iubit? Ce puteam să fac, ce puteam să fac cu tine care stai pe banii lui taică tu? Hai să ieșim și noi în oraș, tata trebuie să-i cer lui tata bani. Du-te și cere iertare lui Fitu. Ce ai făcut copilului nostru? Eu nu i-am făcut nimic. Tu i-ai făcut tot. Nu. Tu, pentru că ești tatălui. Mi-am dat seama de femeia asta și tocmai de-aia am intervenit. Să las pasta să ia toți banii familiei? Era simplu, îi spuneai mamei tale adevărul și gata, ce bani mai lua ea? Rămânea amanta lui tata. Mama a divorțat de tata și a luat totul. Măi, frate, divorțez și gata. Asta e. Ce vrei să faci altceva? Și o să rămânem împreună, nu? Nu asta am vrut să facem? Să rămânem împreună? Serios acum! Auzi, stai! Unde te duci? Să nu-ți mai aud vocea vreodată. Niciodată în viața ta să nu mai vorbești cu mine. Stai să discutăm. N-ai ce să discuți cu mine. Mai ușor, nu ai ce să discuți cu mine. Ți-am spus. Băi, mai ușor, nu ai ce să discuți cu mine. Gata. Gata, s-a terminat. Tot s-a terminat. Tot. Absolut tot ce a fost. Ești sigură de chestia asta? Am înghițit atâtea. Ai avut femei. Nici nu am degete la mâini. Da, mă, recunosc. Câte femei ai avut? Recunoști. Și recunoști că te-am iertat. Da? Și acum ce vrei să terminăm? Vrei să terminăm? Asta e întrebare! Asta e întrebare! După ce, cât ai făcut? Du-te și cere iertare lui Fitu. Ce ai făcut copilului nostru? Eu nu i-am făcut nimic. Tu i-ai făcut tot. Mi-am dat seama de femeia asta și tocmai de-aia am intervenit. Și până la urmă, uite, am profitat și eu de aia. Deci femeia asta nu era bună pentru ea. Și a căzut în puteai să profiți de aia de vis-a-vis, că știu că te uiți după ea, puteai să profiți de asta, din dreapta, din stânga. Nu mă interesa. Închideam ochii. Am milioana oară. Dar faptul că te-ai dus cu viitoarea ta noră, nu e ca și cum ar fi fost copilul tău. Este ca și cum ar fi fost fita. Eu, pe iubita copilului meu, o consider fata mea. Și punct. Așa ceva nu accept. Și te rog frumos, dispari, mi-e silă să mă uit la tine. Nu vreau să mă mai uit la tine. Nu vreau să te mai văd. Tu ai considerat-o ca fata ta, tu ești foarte credulă. Eu mi-am dat seama imediat, am mirosit-o și tocmai de-aia am vrut să încerc. Și am ajuns până la urmă. Într-adevăr, nu trebuia să continui. Trebuia să mă opresc, dar până la urmă am profitat și eu. În relația noastră e vai de mama ai de câțiva ani de zile. Te-am iubit, Oana. M-ai iubit? Ce puteam să fac cu tine care stai pe banii lui taică tu? Hai să ieșim și noi în oraș, tata trebuie să-i cer lui tata bani. Nu contează! Era normal să-mi dea bani. Ai avut atâția bani, puteai să fii undeva sus, da? Să realizezi ceva în viața asta. Da, ce-ai făcut? Am destul timp să fac asta. Ai destul timp? Da. Ce ai făcut până acum? N-ai făcut nimic. Am făcut o facultate, am ocupat de educație. Tu așa îți întemeiezi o familie, o relație? Dar stai puțin, stând că nu mă gândeam să fac rotei pentru copii deja. Stând pe banii lui tata? Da, stând pe banii lui tata. Eu n-am nevoie de așa ceva. Eu am nevoie de ceva matur. De ceva să fiu acolo sus, undeva. Culmea, când l-ai cunoscut pe Andrei Bănuiesc, că nu i-ai spus aceste adevăruri. Absolut deloc. În niciun caz nu mi-a spus asta. De ce nu mi-ai spus de la început? Eu îmi doresc o relație cu un tip matur, cu un tip care deja e realizat în viață, nu cu un tânăr care trăiește oare pe banii părinților. Andrei? Oare de ce? Pentru că a avut un interes clar, acum dau seama. Bun, deci gândești. Și a luat cam mult să ajungă la concluzia asta. Un an și...
Deci a stat un an și ceva cu tine. Da. Da, am făcut-o, pentru că era, uite, am considerat că e ultimul tren pentru mine și am zis, hai să o fac și eu. Hai să o fac și eu și am profitat. Și prima dată am vrut să văd dacă cad într-o capcană. Dar până la urmă, uite, că am fost mai slab de înger, dar din punct de vedere material, nu v-a afectat pe niciunul cu nimic. Da, recunosc. Și dacă ai avut grijă de copii, am închis ochii. O dată, de două, de nouă, de mii. Am închis ochii și poate că mai închideam. Dar faptul că ai făcut-o cu viitoarea ta noră, tu îți dai seama, tu chiar nu-ți dai seama, da, mai zis indiferent de scuze, nu accept așa ceva. Ți-am mai zis încă o dată, viitoarea mea noră, din punctul tău de vedere. Așa. Dar eu am stat și am mirosit-o. Ai, nu mai spune. N-am vrut să-i spun direct, am vrut să mă și conving și uite că am avut dreptate. Și numai așa te puteai convinge, da? Dacă erai băiat deștept, puteai să te convingi altfel. Puteai să, nu știu, să plătești pe cineva, ți-am să se zis, dea la ea, să vezi dacă îi cade lui, am plas și așa mai departe. Dar de ce te duci tu tatăl copilului tău? Eu așa ceva nu pot să accept și cu asta basta. Deci nu mai veni cu explicații. Explicațiile sunt nule pentru mine, da? S-o las pe asta să ia toți banii familiei? Era simplu, îi spuneai mamei tale adevărul și gata, ce bani mai lua ea? Rămânea amanta lui tata, mama divorța de tata și a luat totul. Măi, și ce crezi că se va întâmpla? Și era cea mai fericită în situația asta. Ce crezi că se va întâmpla acum? Adică ți-ai imaginat că ce? Că nu se va afla adevărul? Că gata, o să trăiți fericiți până la adânci bătrâneți? Că taică tu nu va greși niciodată? Că ea nu va avea tupeul să-l împingă să facă asta, să divorțeze? M-am gândit că va fi ceva trecător. Nu, Rosi, tu, pentru tine a fost foarte bine că luai bani de la tata. Eu sunt convins că o clipă nu te-ai gândit nici la el, nici la mama. Și ce crezi? Vrei să-mi spui tu mie că e singura amantă pe care a avut-o tata? A avut zeci de amante, stai liniștit. Tocmai asta vroiam eu să spun. Că toți suntem aici toți. Tatăl tău nu a trăit numai cu mine. A trăit și cu secretara. Cu toate colegele mele de acolo, de la firmă. A trăit. Deci nu am fost numai eu. Așa că tatăl vostru nu e ușă de biserică, ca să știți și voi de la mine. Nu mă interesa ce făcea tata cu alte femei. Era problema între el și mama. Tu ai căzut pur și simplu în plasa lui sau în ce a spus el acolo, în planul lui de a te testa. Alte femei nu intrau la noi în casă. Tu încă mai crezi în aberațiile tatălui tău. Deci încă o dată spun, poate te mai gândești și poate o scoatem la capăt. Iartă-mă, ce să mai spun, iartă-mă, asta e. Avem o vârstă amândoi și te rog frumos, iartă-mă. Eu nu te iert. Să te ierte copilul tău, băiatul tău. Du-te la el și cere iertare. Lui să-i cer iertare, nu mie. Eu, în casa asta, nu mai stau. În seara asta eu voi dormi în altă parte. Unde te duci? Nu te interesează, sunt hoteluri, sunt o grămadă de posibilități. Du-te la Fitu și cere iertare. Gata, s-a terminat. Din păcate, nu știu dacă veți reuși, da, să rămâneți o familie și să fiți în adevăratul sens al cuvântului o familie. Eu mi-aș dori foarte mult, dar cu tata în niciun caz, adică eu cu el în niciun caz pe viitor nu-l mai pot vedea ca pe un tată. Te întreb dacă maică ta te poate ierta? Cred că mama la un moment dat va știu că ți-a fost înțelege. Greu, dar până la urmă ești bărbat. Ar fi trebuit să spui adevărul. Auzi, și te rog eu frumos, haide că vreau să stau de vorbă cu tine, hai. Vino, să stai de vorbă cu mine? Da. Ce să stai de vorbă cu mine? Pentru că inevitabil adevărul s-ar fi aflat. Așa cum tatăl tău a comis greșeala că s-a afișat în public și a fost văzut de către Vladimir, după aia de către tine, altcineva l-ar fi văzut, da? Da. Și maică-ta tot ar fi aflat, din păcate. Dar n-am vrut să am eu povara aceea să-i spun mamei adevărul. Mi-a fost înțelege asta. Foarte frică de cum o să reacționeze ea. Mă gândeam că, fiind la o vârstă destul de înaintată, la 50 de ani, mă gândeam că nu mai își va reface ea viața niciodată și va suferi foarte mult după tata. Hai să vorbim, drag, hai să vorbim. Ce să vorbim? Cum ce să vorbim? Spune! Păi te-ai aprins tu repede și vrei tu să afli adevărul. Păi normal, dacă te iubesc, te iubesc, omule. Hai mă, crezi te că mai și am... nu pentru tine. Cu toată lumea ți-a spus că renunți la orice pentru tine. Păi și chiar dacă mă iubeai, ai că o rezolvam, dar trebuie cum tu. Cum rezolvam? Trebuie să afle toată lumea adevărul, că m-am săturat să mă ascund. Eu ți-am zis, las-o așa, ne-au prins, am rezolvat-o cu fimea, cu fimiu, dar tu... Așa, și trebuia să afle și cine trebuia să afle, cine era cel mai important, soția ta.
Eu te iubesc. Păi și uite, a aflat și relația noastră gata. E pa și la cum revedere. Adică gata, uite, așa, bine, nu cum vezi? Adică gata, nu pa? Vezi ce s-a întâmplat? Cum ce s-a întâmplat? Păi, asta uite, e, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Păi nu și... pentru tine, că te iubesc. Da? Băi, hai mă, termină-te prostul. Cum băi, ai terminat-te? Eu te iubesc din suflet, că dacă nu mă interesa persoana ta, eram cu Andrei sau cu cine știe cine. Da, am renunțat la Andrei. Crezi că de la Andrei nu puteam să primesc bani? Dar eu vreau un om matur păi, în viața mea, un om care știe ce vrea în viață. Dar la mine știi că primești... Nu e adevărat. Mult mai mult decât la Andrei. Chiar te iubesc. Adu-ți aminte de câte ori ți-am spus chestia asta. Adu-ți aminte de câte ori ți-am spus că vreau să fii alături de mine cât mai mult timp. Dar nu m-ai ascultat și uite unde am ajuns și nu mai merge acum. Nu știu dacă relația noastră va mai merge de acum înainte pentru că s-a stricat. Nu știu cum să o mai dă. Cum până adică s-a stricat relația noastră? Dacă eu te iubesc. Trebuia să mai ai puțină răbdare, mai așteptam și poate ieșea totuși ceva. Ce dar să tu așteptăm? Te-ai grăbit, da, mare pentru dragoste. Că m-am săturat să mă feresc de toată lumea. M-am săturat. Păi și uite, a ieșit un scandal monstru și cum o să o scot eu la capăt? Cum o să scot? Divorțez și gata. Asta e. Ce vrei să faci altceva? Și o să rămânem împreună, nu? Nu asta am vrut să facem? Să rămânem împreună? Serios da. Acum? Culmea, sora ta a spus ceva mai devreme. Că tatăl vostru a avut mai multe amante de-a lungul timpului. Nu sunt sigură. Am spus că poate. Nu este singura. Dar nu crezi sunt sigură. Crezi că maică ta nu și-a nu dat știu. Seama de asta? Pentru că în momentul în care o relație, da, nu mai funcționează pe planul intim, te gândești și la varianta asta, nu-i așa? Probabil da, mama a simțit că se cunosc de atâta timp, au căsnicie atât de lungă, dar asta îi privea doar pe ei, pe mama și pe tata. N-aveam eu cum să mă bag în relația lor. Pe mine cel mai tare mă doare că tata a ales să fie cu iubita mea. Știi de ce a ales asta? Pentru că ea s-a oferit pe tavă. Exact. Dar totuși... Primul s-a gândit și el la mine, la fiul său. Asta trebuie să-ți dea ție de gândit. Asta trebuie să vă dea vouă de gândit. Pentru că știi ce? Tu pentru el însemn ce? Tu pentru mine ai fost ca și o distracție. Cum ce ca să... o distracție, Dragoș? Eu am fost păpușa ta? Păi asta e. Deci uite, ai câștigat cât ai câștigat. Puteți să câștigi mai ceva. Mult din relația asta. Dar ai stricat-o, te-ai grăbit. Ce să mai... M-am grăbit că m-am săturat de toată lumea să mă feresc. Și tu chiar credeai că o să ajungem așa departe în relația asta? Eu oricum mai mare ca tine, vârsta mea, tu mai tânără. A fost o aventură. Eu asta mi-am căutat un bărbat mai matur ca mine. Numai că nu trebuia să te grăbești. Poate dacă mai aveai puțin răbdare și nu vrei să se afle adevărul, poate mai așa ceva. Dar de acum înainte nu mai ai nicio șansă. Cum adică nu mai deci am nicio nu șansă? Mai ai nicio șansă. Și ce să mai spun? Gata, acum știi unde e ușa, că doar ai stat atâta timp în casa asta. Terminăm. Pa și la revedere. Te rog eu frumos. Asta e. Cum adică, Dragoș, pa și la revedere? Deci, la revedere. Te rog frumos. Așa rămâne? Pa și la revedere? Nu mai am ce să discut. Deci, haideți să lămurim situația, da? Deci, am vorbit cu maică-ta, mă iartă, da? Și, dar cu condiția să mă iertea și voi, da? Chiar crezi că mama te va ierta? Și te rog frumos să mă ierți tu, în special. Să te iert? Da, maică-ta nu a zis știu ce face mama dacă te iartă sau nu, dar eu știu ce voi face eu. Eu toată viața mea nu o să te iert. Cât o-i trăi? Deci, maică-ta cu siguranță. Îmi pare rău, dar nu te voi ierta. Să nu-ți pară rău mai târziu. Tată, ai pierdut toate persoane. Vrei să mă pierzi și pe mine? Hai că noi ne-am înțeles până acum. Între noi totul a fost ok. Da, te rog frumos. Acum, că ești supărată, nu ești supărată, cu ocazia asta ai mai învățat nu și mai tu. Nu mai poate Roxana de supărat. Mi-a rănit mama, da, păi mi-a rănit fratele, m-a rănit pe rănit mine. Mama, în momentul în care ai acceptat banii. A destrămat o familie, da. Ți-ai destrămat da, propria și familie. Și tu ai dat un brânci, să știi. Da. În fine, domnul Ernest, eu cu ea m-am nu înțeles. Nu în fine, să-mi iei și inelul de la aia, da? Te rog frumos. O să ți-l iau, dar promite-mi că mergi și tu. Sărântoaca aia stă cu inel la mână de 80 de mii. Pe bune? Deci mă ierți? Nu știu, de data asta te va costa mult. Adică ce vrei să spui? Vrei să ieși și pila după mine? Georgiana a descoperit într-un final ce familie are și cât a valorat ea în fața soțului și a copiilor ei, în special a fiicei sale, Roxana.
Dragoș și-a trădat nu doar soția, ci și pe Andrei, căruia i-a provocat o suferință cumplită, pentru care băiatul nu-l va ierta probabil niciodată. Deși Andrei a știut de la început că Oana a devenit amanta tatălui său, a vrut prin tăcerea sa să-și protejeze mama, doar că a greșit și el. Pe principiul bulgărelui de zăpadă, răul a luat amploare, iar Roxana, în loc să fie corectă față de mama ei, și-a dat definiția de profitoare, fără caracter, dedicată doar banilor. Bani pentru care a ales să ascundă adulterul tatălui ei. Cât despre Oana, cum aș putea o caracteriza mai mult și mai bine decât a făcut-o chiar ea prin acțiunile ei? Bună, ți-a intrat ideea asta fixă în cap că trebuie să divorțez, să ce, care-i treaba cu asta? Dar și foarte bine că asta îmi doresc, da? Nu mai vreau să fiu amantă. Ce vrei, să fiu amantă toată viața? Vreau mai mult. Deci te rog eu frumos să te gândești, să băgăm la divorț. La ce să mă gândesc? Păi să băgăm divorț, că n-are sens, mă, ce să ne mai încurci? Să băgăm divorț, asta vrei, nu? Ce frumoase sunt, dar cu ce ocazii? E, parcă nu știi tu cu ce ocazii. Odată facem un an de relație, nu? Oh. Astăzi facem 2 ani de la căsătorie, de la nuntă și de când am botezat fata. Nici măcar atâta lucru puteai să ții minte. Hai de cât. Vreau și eu să fiu cu tine. Dar ești când cu mine, suntem. Când o să se întâmple asta? Copilul e mic, o să crească peste 15 ani. Suntem împreună, oricum cu tine îmi petrec cel mai mult timp și oricum cu tine îmi place. Dar și la noapte rămâi cu mine sau te duci acasă? Te așteptam. Văd. Mă aștept bine. Așa cum trebuie, nu? Să fie responsabilă. Da, așa e.